Wartander cu PlayStation 5 210, 210, probă, probă. PlayStation 5 cu Wartander. Wartander PlayStation 5. Iată că am apărut. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Paul Balog. Acesta este jocul War Thunder și vi-l recomandă din toată inima. Este un joc cu tancuri, avioane și cu vapoare. Iar ieri a început un nou event care se numește Craft Unique Vehicle, unde puteți câștiga, bineînțeles trebuie doar să jucați, dar trebuie să jucați ceva mai bine sau ceva mai mult. Se poate câștiga un tank destroyer, un tank light tank la BR de 9.3, dacă nu mă înșel, sau 9.7 și un Phantom la nemți. De vaporașe nu vă mai zic, că nu știu dacă e cineva interesat de vaporașe, vaporașele deja sunt umplutură. Pe lângă acest event mai avem acum de 1 aprilie Warfare 2077 și Tailspin. Mă rog, la Tailspin vă spun sincer, am jucat o jumătate de misiune, pentru că știți foarte bine, nu-mi plac desenele animate în jocuri. Iar la Warfare 2077 am jucat o misiune. Nu prea e genul meu de joc, nu prea sunt eu pe futuriste și nici pe desene animate, așa că eu îmi văd în continuare de joc pentru a lua vehiculele la event. Și bineînțeles am mai deblocat un tank, de fapt am mai deblocat două tankuri, M60A1 la 8.3, iar la 9.0 am mai deblocat un tank și anume XM803 sau KPZ70 cum era la nemți. L-am deblocat și pe ăsta ca să fie treaba, să nu ne mai complicăm cu prostiile. Ăsta îl știți foarte bine tankul, iar acum am dat research M60A1, care este o de 8.7 și de ce? Pentru că vreau să-l pun în line-up cu Bradley M3A3, care este în acest moment, este light tankul meu preferat. Vă spun că în ultima perioadă am jucat numai cu nenorocirea asta mică. Hai să salutăm și noi lumea, că tot a venit lumea. Și să începem de la stânga la dreapta și nelipsitul domnul Ghiță. Salut, domnul Ghiță, bună seara, Paulică, mi-am scos o mățea de minte și am buza morțită. Hai noroc! Robert Gaming, salutare, Robert Bălan, seara bună, Paulică, Buffalo, bună seara, Random Petete Gaming, salut, salut, dragilor. După cum știți, la acest event, Craft Unique Vehicle, eu merg foarte, eu mă axez, nu-mi trebuie tankurile, nu-mi trebuie vaporul, îmi trebuie doar F4 Phantom de la nemți. De ce? Pentru că nu am avion mare așa la nemți, am doar MiG-ul 21. Tankuri deja avem o varietate destul de mare și eu joc pentru acest F4 Phantom de la nemți. Iar acum îmi fac și task-urile, că vorba aia e și Battle Pass-ul, Get the Intelligence, trebuie să spotez inamicul, să mi-l omoare cu echipierul ca să fac și eu niște puncte. Râde Ghiță! Ha, râde Ghiță! Ha, 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 ha. Salutare, dragi prieteni, încă o dată, stai să ne share-uim, nu uitați să-mi dați și mie un like, share, subscribe, dislike, ce vreți voi acolo. Anunțăm populația. Astăzi am fost liber, mi-am luat și o zi de concediu. Să ne share-uim într-un grup. War Thunder România. Pac, o dată. Altă dată. Nu știu cât o să stau. M-am apucat de joc. Trebuie să facem treabă mare, ca să zic așa. Nu vă gândiți la prostii. Trebuie să joci foarte mult ca să desfaci acele cutii, să faci rost de acele cutii. Unde este, mă, brigada? Și aici. Ca să poți să ansamblezi minotaurul. Nu știu, cred că știți despre ce e vorba. Nu știu dacă mai aveți nevoie de explicații, că voi sunteți mai experți decât mine. Eu înțeleg mai greu când e vorba de un event ăsta, dar noroc, norocul meu este că seamănă unul cu celălalt. Am jucat la eventul cu Warfare 2000 și mi-a plăcut destul de mult. Bă, mie nu-mi plac astea futuriste, nu-mi place, mie nu-mi plac. Eu m-am apucat de jocul ăsta pentru tankurile din al doilea război mondial și uite, ne-am obișnuit și cu astea moderne, dar deja acolo e deja prea futurist. Niciodată n-am crezut în ele și de regulă joc cam în ceea
joc și ca și la filme, ca și la cărți, îmi place să cred în ceea ce văd, ceea ce citesc, ceea ce joc. Oh, Paul, salut, salut, dragule! Dragilor, n-avem altceva de făcut decât să te jucăm. Deci este minunat, minunat acest Bradley la bereu de 8-7, acum de la 9-0 l-a făcut 8-7, ceea ce e și mai bine. Bă, frate, faci kill-uri cu el, rupi, rupi, rupi. Are artilerie, are spot, are fum, are ce vreți voi are. Eu zic că este tankul perfect. Chiar așa că trebuie să mai știu și unde mă duc, acolo trebuie să traversez. Oh, este 7:30, să vedem cât ne țin bateriile. Da, hai că mergi. Ce-a rămas? De când am upgradat internetul și am dezinstalat varianta de PlayStation 4. Uite, bă, ce are, bă, nu merge termalul? Ia uite, bă, eu am luat ăsta, l-am luat pe primul, mă, M3-a Bradley, n-am luat M3-a 3 și de-aia n-aveam, eu pe binoclu termal. Zic, ce are, bă, nu mai mergi? Ferească-mă Dumnezeu. Așa, și de când am am dezinstalat de când am dezinstalat varianta PlayStation 4, nu mi s-a mai blocat jocul. De când am o singură dată, dar a rămas așa în, ca și cum s-ar încărca aia, probabil era de la serverele lor. Și, mă rog, am făcut și upgrade-ul ăla la net. La net nu pot să vă zic că văd, mamă, ce diferență, mamă, ce minune. Opa! Deja avem. Eu trebuie să spotez inamicul. Să vedem cum l-ai spota. Bun. Ia, nu știi? Iau, au? Sunt îndrăgostit de Bradley. Mi-a plăcut de când l-a băgat pe ăsta M3 Bradley. Și când am văzut că îl bagă și pe ăsta al doilea, zic sigur trebuie să fie OP. Mai mult ca sigur trebuie să fie OP. Hai să-mi fac și o task-ul, dă-i acolo, omorâți-l pe nenorocit. Omorâți-l pe nenorocit. Nu vreau să trag cu racheta în el, că nu vreau să-l omor. Dar de ce nu? De ce nu? Nu l-am nimerit, uite-l aici. Mai avem ceva pe aici. Nu, nu mai apare niciunul. Vrei? Este vineri, ne simțim bine. Fiind vineri, bineînțeles că am dormit și eu după amiază, că am fost liber. Pentru că am dormit și eu după amiază, să ne vorbit. După că și ne-ai jucat, ca să zic așa. Cred că tu sunteți nebuniți cu eventul ăsta. Pentru că e o chestie nouă și e păcat să ne jucăm. Voi fără termal, nici nu l-aș fi zărit acolo. E minune termalul ăsta, jur. Minune este termalul. Între aici. Între aici. Eu zic să fugim. Nu știu, probabil că e nasoală treaba aici. Attention to the map.
Enemy kill assist, dar trebuia să fac intelligence, așa că nu l-am făcut. Dă-l măsa în cur. Facem altă dată. Cum s-ar zice. Trebuie să faci de-astea spot, nu-i vezi, mă. Parcă e un făcut de-aia, nu prea-mi place mie să joc la task-uri de-astea. Ăla nu e, ăla nu e, ăla nu e. Dar mai veniți și voi, băieții mei. Andrei la război, salutare dragule! Domnul Andrei și la război. Unde te duce Andrei la război? Ah, am înțeles. De-aia ce să zice ție Andrei la război? Războinicul Andrei a venit. Bine ai venit Andrei și războinicul de Andrei. Of, Doamne! Voi vă dați seama cât este de muncă să faci nenorocirea asta de... Event, pardon. Poate, mă, să... Poate, mă, deja ăștia ne iau ăsta. Ia stai, mă, să dau eu artilerie, că așa e frumos. A, nu, mă, nu era, era doar... campat. Decapat, pardon, s-a pus aici, mă. Uite, nu m-am uitat câți oameni sunt până acum cu eventul ăsta. Bănuiesc că sunt mulți, îți dai seama. Mamă, ce-am scăpat. Și el. Kill to kill a fost. Nu face nimic. Care-i treaba cu acest event frumos de la Gaijin? Ca de fiecare dată, dragul meu prieten, trebuie să joci. Joci foarte mult și să dau niște cutii cu care tu trebuie să le, pe care tu trebuie să le desfaci și ansamblezi un tank. Ca de fiecare dată, în eventurile de la Gaijin trebuie să joci. Mi se pare normal, ai și Battle Pass-ul, ai și eventul. Eu zic că n-ai cum să te prisești cu jocul ăsta. Acum de 1 aprilie mai ai și chestia aia cu desene animate, mai ai și asta cu 2077. Știi cum e? Să nu-ți placă jocul, că vorba aia, misiuni sau task-uri ai de făcut. Deci na, ia uite, altfel stăm de vorbă cu ăsta. Eu da, de aceea iubesc acest joc, pentru că, indiferent de situație, când vine să plâng, când vine să râd, când vine să înjur, când vine să iubesc, ai ce juca în acest joc. Salut, ca de fiecare dată, target destroyed, salut domnul Gărgărelu, ce faci domnul Gărgărelu? Zis și nenorocitul de Gărgărelu, haterul nenorocit. MCM-ule, salutare! Bine ai venit, bună seara domnul Paul Underbird, salutare, bine ați venit dragilor. Ce mai faceți, ce mai ziceți? Pe event, bineînțeles. Sunt convins că sunteți pe event. Garantat sunteți pe event. Eu astăzi am fost acasă. Mi-am mai luat și o zi de respiro, ca să zic așa. Ceea ce mi-a prins foarte bine și ce să vezi. Am dormit și după amiază. Și ușor, ușor. E destroyed! Uite-mă de ce l-am omorât, mă, că puteam să fac și eu asistul, dar nu face nimic, ia. Ăsta este deja mort. Băi, deci iubesc light tank-ul ăsta, îl iubesc efectiv, este minune, vi-l recomand, mâna pe inimă, jur. Așa, ia să vedem, așa, ia să vedem, eu la eventul ăsta, doamne, am luat tot ce era de luat, mâncați aici gura, nici nu știu ce era de luat, ia dezvoltă Buffalo, dezvoltă ce era de luat, ca să știm și noi, măcar să jucăm și noi. SMR-ul, bună seara, băiatul cu bere, salut, ce pă, bă, te-am mai văzut,
De ce nenorocit? Cel mai mare fan al dumneavoastră, Gustav, hai noroc! Hai noroc, dragule! Bineînțeles, Bobby Calbe este prietenul meu și un nenorocit, cu alte cuvinte. Pentru că întotdeauna e pe hăitarele. E haterul meu numărul 1! Bine ați venit, dragilor! Hai, nu știți de ce ai noroc că gărgărelul în seara asta? Că sunt dormit, frate. Sunt dormit și nu sunt... Opa! Și nu sunt fost dispus. Haide mă, spotează-l odată, spotează-l, că am și eu nevoie să fac misiunea. Haide tata, haide tata, haide tata, Andrei la război. După două luni de grid am ajuns și eu la jetul. Nu mai stau pe 47, nu fugă registru. Așa că ne uităm imediat. Hai să mergem. Of, doamne, 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 greu și cu eventurile astea, greu, frâne, strângem, am mâncat și eu, am început iar să beau cola de două zile, deja mă simt umflat în burtă, norocul meu că n-am mai cumpărat, beau ce mai am în casă și o rau iar pe cola. Trei decaluri cu tancurile cu care joci, o poză de profil și un titlu pentru 300 de... Ah, deci degeaba, nu mulțumesc, nu mulțumesc, cu decalurile alea, cu chestiile alea, nu. Și cum e PlayStation 5? Uitați-vă și voi, cum să joc eu așa ceva? Really? Cum e PlayStation 5? Doamne ajută, minunea de la Dumnezeu! Doamne ajută! Pupă la tata pe el de băia frumos care să cinge el. Pentru ce? Uite-vă că am făcut și task-ul. Pentru cei care nu știți, jucând la 10 minute de joc, ți se dă acest container care conține materiale, iar la jumătate de oră jucate în acest joc, sau cumulate minutele în acest joc, ți se dau niște proiectile care le folosești pentru a construi, imediat vă spun, hai să-l desfac pe ăsta sau nu mai desfac? Bă, da, hai să-l desfac. Și îți dă aceste materiale și cu scheme, mă rog. Tararap, tararap. Eu mă duc pe F4F Early. Materialele le folosești pentru a construi anumite piese. Te duci în jos, tararap, tararap. Cu proiectilele ansamblezi amoracul. Și când ansamblezi și amoracul, ia să-i dăm o research și la ăsta. Bineînțeles că folosim tot. Când umpli și amoracul, poți construi minotaurul și după aceea mergi pe schemă, iei ăsta și după aia iar o iei de la capăt și te duci în jos până ajung aici. Vai de măcuța mea, eu s-ar putea să nu pot să-l iau că voi și lucra, dar vom vedea noi. Mergem mai departe. Cerea, cu știți vorba clasicului în viață, bucurați-vă de orta întâi. Ia să vedem. Destroy SPAA of the enemy. Ăsta daily task-ul nu-mi place pentru că l-am și la special task. Și abia merge treaba, așa că o să-l schimb și o să-mi vin aici. First strike. Hai să-l lăsăm pe ăsta deocamdată. Ăsta era bun la avioane, dar vedem. Mai aveți locuri? Tudor Ro, bineînțeles, am încercat să joc ortandul, dar nu mă pricep, rămân la Siege. Tu ești pe ăla cu un pușcătur, cu nu știu ce, gata, gogule, haide. Invite to squad. Vreau să joc mult cu ăsta, îmi place, deci îmi place mult de tot și după cum ați văzut, fac și foarte mulți bani aici, mă, cavajură. Fără boostere, fără nimic, am făcut și 5.000 puncte de research și am făcut și 17.000, mi-au rămas în mână, ajunsesem iar la 6 milioane și vreo 300, dar am cumpărat două tankuri, ceea ce înseamnă că m-am mutat iar la Bradley ca să mai fac niște bănuți, bănuții să mai numesc ăștia. Ia uite, hai pe live, pararam, pararam, Tudor nu vine, hai că mergem mai departe, ne vedem de treburile noastre. Gaming, salutare! Eu am avut Siege și după 10 minute l-am băgat pe OLX. Mamă, ce greșeală. Salut, Gaming, salutare! Marcianu, salutare! Tata Paul, Caulan Andrei! Salut și spor la grind! Gogule, grindul merge de la sine, credeți-mă. Opa, a intrat ăsta micu? Gata. Grindul merge de la sine. Iubesc M3A3 Bradley. Îl iubesc. Este tankul preferat la ora actuală
Știți cum e, au stricat ăștia Tiger 2 la nemți. Am avut o perioadă, am jucat foarte mult cu OF40 de la italieni. În acest moment mă bucur foarte tare de M3A3 Bradley. De ce mă bucur? Pentru că este minune. Deci cu rachetele alea nu trebuie neapărat să vezi tancul. El dacă stă după o piatră, după un dâmb, da? Și îi vezi acolo cu termal, îi vezi aburul, fumul de la căldura, de la motor, tu tragi cu racheta deasupra și i-a dat un shot. Ce mai vrei, mă, Google? Andrei Razvan, nu e cum să dai, ai activat așa, deja nimeni nu-l mai poate juca. Sănătate, Raul, salutare, Andrei Razvan, Underworld, de-abia dacă l-am pe Disc Gaming, ce s-a întâmplat cu Slau? Mă, Slau, nu s-a întâmplat nimic cu el. Ideea este că au stricat ăștia nemții, i-au cam nerfuit ca, și acum sunt în acest moment, tancurile cele mai bune în joc, știți cum ele mai schimbă, ele mai sunt cele mai învârtite, sunt americanii și cu ruși. E, și Tiger 2 SLA te dă cu 7-7 cu termalul, știi? E, și eu acum joc cu Bradley ăsta, îmi place extrem de mult, extrem, și îmi plac avioanele F4, sau cum zice, F4E cu racheta aia, nu mai știu cum îi zice acum. Ia, stai că mă vă spun acum. A4B cu bullpup, sau cum zice la racheta aia. Așa, ce s-a întâmplat cu Slau, Underbird, de-abia dacă l-ai pe disc sau antena, pap, și 2A6 zice, dar la nemți a luat nerf. Bă, 2A6, da, și ăsta era tancul momentului, probabil l-au nerfuit, îți dai seama că nu poți să-l țin așa. Nu are termal, dar are sabot. A, da, și tu, fiind cu tank din al doilea război mondial, vine la cu sabotul sau cu hitefestul la 7-7 și Aleluia, scrie pe tine, adică măiculiță, de ce să mai joc cu ăștia când pot să joc cu altcineva? Iar în acest moment eu zic că cel mai echilibrat bereu este 7-7. Nu ai antiaeriene foarte performante, termalul nu există. Dacă ai antiaeriană, cel care o folosește trebuie să dea la ochi. Este foarte echilibrat. Tancuri cu penetrare, tancuri cu blindaj, e ok. Robertul Tambraz rămâne baza. Am simțit și eu nerful la nemți, momentan nu mă mai acces. Exact, eu nu mai joc cu noi, cred că știi despre ce vorbim, bineînțeles. Haine, a venit lordul! Hai noroc! 2A6 care penetrează orice. Da, 2A6 care penetrează orice, dar nu uita și de Ariet PSO. Ariet PSO care și ăsta, are la fel penetrare 600. Și l-au ieftinit. Deci se poate juca și cu Arietul de la italieni. Ar fi frumos să ai un mod. Ai mod historical. Poți să joci, dar doar cu avioane, din păcate. Nu, știi care e treaba? Că la modul ăsta historical, tancurile germane erau total superioare. Fiind total superioare, n-ai cum să faci Sherman cu alea pentru că le dai rușine. Le dai rușine grupa mare, ca să zic așa. A murit și ăsta Nelu Ploieșteanu, din păcate, din COVID sau din ce, Doamne iartă-mă, altceva, să-i fie țărâna ușoară, ferească Dumnezeu. Nenea Paul, cred că o să iau F4. Păi eu pe ăla m-am accesat, eu nu merg pe altceva, nu-mi trebuie. La americane am tankuri, rahaturile alea mici, ăla tank destroyer de la ruși nu mă interesează, vaporașul. Niet. Deci nu sunt interesat decât de. Opa! Nu sunt interesat decât de pentru de la. Ia uite-l, ia uite-l. Încăjgurița lui. Exact ce vă spuneam. Target destroyed și m-a luat unul din partea asta. Nu face nimic, am făcut un target destroyed. Nu suntem în gaură. Să știți, clas 3 pe ăsta încă a rămas nenorocit. Încă a rămas nenorocit. Și eu iau Fantoma, da, Fantoma eu zic că e cea mai bună alegere. Apropo, antiaeriana asta de la American M247 are acel proiectil care poate exploda în apropierea avionului. Nu trebuie neapărat atins avionul, ceea ce mi se pare superb. Din păcate, încă nu am researchit proiectilul acela. O să juc acum cu el ca să fac research. Așa, Nenea Paula, așa, și trebuie să cumperi bătăliile? Nu, la istorică nu, ai acolo mod story, ceva de genul.
toți artiștii buni mor. Bă, bule, toți oamenii, că toți oamenii până la urmă sunt buni. Toți avem o vață. Când ni s-o termina, ni s-o termina. Altul 40, altul 20, altul 70, altul 80. Fiecare cât iață. Eu aș vrea tancul, că așa am două tancuri. Care trăiește cât îi dă Dumnezeu. Vrei, nu vrei, te duci. Mai devreme sau mai târziu. Opa. Ia să stai un pic aici, poate vine și vreun avion. Mamă, ce trebuie să ăla în el. Dar nici n-aș vrea să mă omoare ăștia acum, sincer vă spun. Nu mi-a plăcut niciodată eventurile de crafturi, deoarece dacă nu joci 15 ore pe zi, zilnic faci pauză. Da. Asta e dezavantajul. Din păcate, ia uite bă, deja a dat artilerie pe mine, really? Ia uite, 5 km, lasă-l. Lasă-l, lasă-l, steady! Daci, ia uite-l pe Daci aici, Tudor, am și uitat că e cu mine, jur. Dacă aveam proiectilul ăla, eram șmecher acum. Ia uite bă, cum am văzut proiectilul, cum cade, Doamne ferească Dumnezeu! Am bun. Nasol. Am coborât, bă, deja au venit pe noi. Nu face nimic, merge mai departe. Din păcate la aceste eventuri și bineînțeles, ăla de m-a omorât pe mine, acum este mort, dar ce facem asta că luăm pe bretei. La aceste eventuri trebuie să joci foarte, foarte, foarte mult. Asta e partea proastă. Eu, de exemplu, la Merkava ăla de 10-0 n-am putut să îl iau pentru că a trebuit să joci foarte mult. Bă, acum fie vorba între noi. Nu e pentru toată lumea. Sunt vehicule rare, că de-aia le și spune vehicule rare, pentru că nu trebuie să le aibă toată lumea. Vrei să-l ai, epuizezi, dar de fapt ei vor să bagi banii, nu să joci tu foarte mult. Credeți-mă ce vă spun. Bagă bănuțul, cumpără-ți materiale, să vezi ce repede ei ăla. Cam asta e ideea. E foarte simplu. Ah, Doamne, Doamne, ce bine e când stai acasă, opa. Vreau să joc, dar Paulica, nu te mai uita după avioane, că îți distrag atenția. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Mamă, măiculița mea, lasă-l, lasă-l, lasă-l. Și dacă mă omoră, ce da? Mă, cât am tras în ele, mă, ce-a făcut degeaba, mă, mâncați-și. Ai, salut, Paul, am și eu o întrebare. Cum poți să spui un sticker personalizat? Cam ca al tău, spre exemplu. Eu nu l-am, din păcate, personalizat. Eu am avut norocul că în al doilea război mondial a existat o brigadă de tancuri care se numea Paula, sau nu neapărat o brigadă de tancuri, o să ne uităm. E acel decal Paula. Eu am pus numele la Paula și am pus steagul României peste ultimul A. Și așa am rămas cu Paul, cu steagul României. Din păcate, nu există posibilitatea să-ți faci un decal personalizat. Slavă Domnului că și-ar fi pus toți copiii, toate nebulinile, cine știe ce, Doamne, iată-mă, și-ar mai fi pus. Am avut noroc că este acel decal cu Paula și așa am putut să îmi pun numele cu Paula. Deci nu există. Nu l-am câștigat la niciun event, trebuie să joci cu nemții ca să-ți dai acel decal. Eu, uite, l-am pe prietenul Vandal care și-a pus, nu-l cheamă Paula, dar pentru că mă respectă pe mine și-a pus, și-a pus decalul cu Paul și cu steagul României. Că îi place de mine, că mă iubește. A, am înțeles, mersi frumos. Bravo, uite, foarte frumos scris, bravo. Deci, sunt norocos. Caută-l. Sunt norocos și mă simt bine și am văzut aici un nenorocit. Uite-l aici, e frumos. Hai cu el, hai cu el, hai cu tata lor. Nu-l mai văd. Și nu-mi place că nu-l mai văd, că o să mă omoare din partea asta. Deja, cred că este mort. Nu, uite la aici. E, uite-l, 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 uite-l. Și Paulica.
Și acum se încarcă băiatul, ia să vedeți cum se încarcă. Știți, aici e așa și în realitate. Deschide capacul și băgă unul racheta. Bobby Calpe, normal că e camper și are thermal vision. Ai dormit și nu ești mărit? Nu sunt deloc. Ursulețul ăla din spate de la tank stă bine acolo. Ia uite, bun, bă, trebuia să-l dau un pic mai în spate, mă. Ăsta a fost de la Valentine's Day și eu sunt cu dragostea cu de-astea și l-am pus acolo, da, sincer, am uitat să-l dau jos, că n-am mai jucat cu asta. Păcat că nu te joci mai mult pe partea de aeriană, că am fi putut juca împreună, că eu, sincer, sunt cam varză la tankuri. Asta o știi de la mine, bineînțeles, cu dormitul, da. Păi joc și cu avioane, dar știi ce se întâmplă? Ia uite-l. Când joci cu avioane, nu prea stă lumea pe live. Înțelegi? Adică, uite, eu l-am pe Windwalker ca prieten, e un săr care face live-uri, face live-uri în engleză și foarte puțin oameni stau pe live-ul lui și joacă foarte bine. Adică ai 12-16 oameni în zile bune. Salut, Elias! Salut, bine ai venit! E un pic cam plictisitor cu avioane și mai ales că nu joc foarte bine. Box with rounds. Ce dracu e? Mi-a mai dat ceva, cred că ăsta? Hai să-l desfacem și pe ăsta. Mi-a mai dat materiale și ne ducem la schemă, probabil. Uite, ei au interes ca tu să-ți cumperi astea, să bagi bănuțul ca să ți-l cumperi mai repede. Ăsta e interesul fiecărui producător, developer de jocuri, nu? Am făcut bateriile și te duci mai departe și trebuie să ai schemă, trebuie să... E muncă. Muncă, dă-ți faci la ele, dă-ți faci și mai apar altele, mai apar altele și încă altele și încă altele și încă altele. Și uite și... Trebuie să bagi. Uite, de exemplu, eu nu mai am stil, da? Stil. Ce poți să faci? Poți să cumperi. Dar nu vreau să cumpăr, că până la urmă îl iau bine, nu îl iau iarăși bine. Ce, Doamne, iartă-mă să facem. Să nu joci cu racheta. American, bă, mie îmi place. Biga, salutare, șefule. Eu le vând dacă vrei. Mă, tu le vinzi că ai posibilitate, Google. Eu, din păcate, nu am. Eu? Păi stai un pic, avem 10-0, mă, mâncați ești gura ta, te 5. A, nu, da. E 10-0 ceva pe aici, sus 7, nu, nu cred. Băi, am văzut eu de 10-0 acolo, jur. Domnul Tudor, aveți ceva, e ceva de 5-0 aici, mă poate ajuta și pe mine cineva, cumva avionul? Eu le vând dacă vrei, depinde de public acum, dar faza e că sunt și oameni care fac live-uri pe tuși cu avioane și au persoane pe live care urmăresc conținutul. Google știu. Eu sunt mai pe Caterinca, mai pe înjurături, mai pe aia, o mai dau dracu, o mai dau aia. Eu mi-am format un public cu mai mult cu tankuri. Așa, da. Mi-am format un public mai mult cu tankuri. N-am încercat pe Twitch. Deja eu zic că numărul de abonați mi l-am făcut, cam ăștia cred că sunt jucătorii de War Thunder, n-am mai crescut în ultima perioadă sau am crescut foarte puțin. Păcat că în România nu este foarte interesată de asemenea joc. Asta e problema, Ceapi. Lumea nu joacă acest joc. Eu cred că ăștia suntem toți, 1000 de jucători, 1200-1300, jur. Hai, eu cred că nici nu suntem 1000 dacă mă întrebi. Și din păcate de-aia nici nu mai cresc. Nici n-am găsit un alt joc care... Uite acum, apropo, pentru cei interesați sau cei care își vor lua PlayStation 5, Unleash, nu? Am zis bine jocul tot de la Gaijin cu first person shooter-ul ăla, va fi... Măi, ce trebuie să omor? Nici nu mai știu care-i task-ul meu. Acum costă 424 de lei, nu știu de ce, că e în beta, e în studiu, dar după ce va ieși din beta, am fost anunțat că pe PlayStation 5 jocul va fi gratuit. E, am să vă promit ca să încep live-urile cu jocul acela. Ia. Așa, e bug, așa, depinde ce public, așa, eu le vând, salut șeful, Biga, te-am salutat. La eventul trecut de Crafty, când deblocat și deblocat, nu se mai înceta să apară. Da, era bug. Salut, Moonlight, salutare! Dacă e vorba de jurături, atunci de ce Colo sau alții care înjură toți morții au peste 2000 de bani? Bă, acum eu dau dracu, eu sunt mai pe un pic de așa de aroganță, nu stau și îmi bag și îmi scot, mă, nu, chiar nu fac eu, nu jur eu în halul ăsta.
Sau cei care joacă cu mine îți pot confirma că nici în particular nu sunt cum sunt pe live. Adică pe live trebuie să faci un pic de atmosferă, mai drăguț, mai faci, mai nu știu ce, mai te iei cu Gărgărelul, cu Bobby Calpe, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Dar nu pot să înjur, frate. Nu, să uite, de exemplu, uite, am copiii colegilor de serviciu, au 8 ani de zile, frate. Bine, mi-a zis tatăl, ce bă, ăsta înjură mai rău ca mine, adică pe Fortnite și pe Dalea, ce doamne, iată, mă fac eu. Dar ăsta sunt, știi cum e? Mulțumesc Dumnezeu, am primit donații, mi-am luat cam tot ce a vrut în jocul ăsta, mulțumesc celor care au donat, mulțumesc și celor care n-au donat. Am deblocat cam tot în joc, mi-am făcut numărul de abonați, m-am convins că din YouTube, doar din YouTube și din reclame nu faci bani. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși și ne bucurăm de War Thunder. Ia să mai citim aici, un mic fac. Joacă, îți place, nu juca doar un joc pentru intre. Păi eu asta fac. Deci eu asta fac. Adrian Bancu, salutare nașule, salutare dragule, uite a venit și finul. Eu dacă nu iau fantoma, o cumpăr din banii vânzare așa. Da, uite poți face. Joacă ce îți place, nu juca un joc doar pentru a interesa propriu. Asta fac de 3 ani de zile, de 4 ani de zile. Joc numai War Thunder și știi de ce? Pentru că îmi place War Thunder, frate. Asta fac. Salut, finule! Cum se spune în engleză, salut, finule? Adrian? Nu era bug, dar se făcea lista așa. Ceapi, da, știu, jocul Fortnite în sine e destul de ok, dar păcat că e o comunitate foarte toxică. Exact, exact. Asta joc ce îmi place. Nu mă interesează, nu mă mai interesează. Mi-am luat toate tancurile premium ce-mi doream. Mi-am luat toate avioanele premium ce-mi doream. Mi-am luat camera la PlayStation 5 în donații. Și mai vreau, nu mai vreau nimic, nu mai întreb. Am PlayStation 5, de banii mei, aia ce-i drept. Mulțumesc lui Dumnezeu, l-am pe toxicul de Gărgărelul pe aici, pe Bobby Cal pe lângă mine. V-am pe voi, comunitate 2309 abonați. Ce mai întrebi, mă, frate? Și să am 2000 de abonați și dintre care 500 să fie toxici, să mă enerveze și mai... Lasă, frate, intru aici și mă bucur de vântază. Nu există fin pe aici, este San Godfather. Cum era, mă? Greu și de tine, hai acasă, culmea că eu la 14 ani am văzut acest joc la tata și mi l-a recomandat și îl joc acum. Să trăiască tatăl tău că ți-a recomandat acest joc. Normal, fără premul, erai terminat, nu bulei. Ia-o-ți-l pe nenorocit. Bineînțeles. Am premium, am tancuri luate din donații premium, am avioane premium, am băgat și eu bănuțul, ca fiecare mă bucură de joc și altceva nu joc, credeți-mă, mi-am cumpărat VRC nou acum, varianta PlayStation la reducere 100 și vreo 20 de lei, 115 lei, ceea ce e super ok la PlayStation 5, joc peste 300 de lei, este preț normal, nu peste 100 de lei. Mai joc și pe ăla când plac astea cu radio, altceva nu mai joc, am FIFA, am fel și fel de jocuri, bă, nu le desfac, nu le deschid. Nu, joc doar War Thunder, de ce? Pentru că îmi place teribil de mult, jur. Deci nu că îmi place, mor, dragule, au cum m-a luat ăla, m-am băgat aproape. BMW X7 mai trebuie, nu tată, nu-mi place BMW-ul, mie îmi place Mercedes-ul. Aș vrea să vin pe acasă, ți-e dor de casă, domnul Adrian. La FIFA, că sunt noob, sunt tatăl lor de noob. Am luat-o iar pe acolo. Nu mai trebuie, vin acasă, mă joc cu War Thunder și cam atât. Hai că dau drumul la grătar. Asta să vină finul. Ce avem noi aici? Uite-l. Stai că luase pal meu. Băi, nu pal meu. Alo? Nu pal meu. Ia să vedem. Haide, Google. Hai, Google. Ia uite bă că a scăpat.
La FIFA sunteți stăpânul nubilor la nivel global și da, poate faci odată pe un live o conferință pe Discord să vorbim toți acolo la o caterincă. Nu, crede-mă, nu fac așa ceva. Am avut un Discord și au bătut alții joc de el, l-am închis. Îmi este noșule, dar cu restricțiile astea greu. Buffalo, ăsta la War Thunder, crezi că e mai departe, e primul pe țară, al doilea pe județ. Pe sector? Pe sectorul 6 sunt. Eu nu pot, eu avem PlayStation 5, eu n-am Discord pe ăsta și nu pot să fac conferință. Am un Discord unde suntem vreo 6 inși, unde cu care mai joc și acolo intru foarte rar, că joc cu Biga și cu Vandal. Mai mult cu Biga joc pe party pe PlayStation, așa că nu mulțumesc, nu trebuie Discord, mi se pare foarte toxic Discord. Aș putea să mă ocup eu de ordinea și administrarea serverului dacă vrei. Lasă că am avut pe alții și au bătut joc de el. Nu mulțumesc, nu-mi trebuie Discord, n-am timpul necesar pentru el. Și nici nervii, și chiar nu-mi trebuie, am doar brigada de Facebook, brigada Wartanda. Pe sectorul 6 eu sunt șef. Îmi cer scuze, eu pe sectorul 5, la țigănie acolo. Acolo sunt eu campion la War Thunder, că nu prea joacă țigănia War Thunder și joc eu. Și dacă sunt singur acolo pe War Thunder, normal că sunt primul. Băi, dar nu mai vine, mă, nimic aici, mă, că mai facem noi un target destroyed aici. Uite, cola, de exemplu, am băut iar o gulă de cola și mă umflă foarte tare în burtă, deci urmează să nu mai bem cola. Eu la sectorul 1, ești în sectorul 1, domnul Buffalo. Niciun avion, rușine să le fie. Opa, eu sunt campion pe ori tandă la sectorul 4 atunci, da? Uite cum ne-am împăcat. Fiecare pe sectorul lui, eu cu gărgărelul pe același sector. Așa că m-am mutat eu pe 5 în țigănie. E de la oraș Buffalo. Da, Buffalo e de aici. Să moară Jackson, unde e? Norocul meu că mi l-a omorât shiftenul ăsta. Ia uite, mă, ce nenorocit eram. Ce știți voi, mă? Da, pot să ne reparăm, 31 de secunde. Forținii, păi da, e Buffalo e de la oraș, Forținii. Pentru că nu prea joacă din Berceni Ortan, dar nu e adevărat. Saine, salut, Paulica! A reușit să-ți iei jocurile de la Play at Home. Domnul Saine, mulțumesc de informație, apreciez ajutorul tău și de fiecare dată îți voi cere ajutorul, îți voi cere sfaturile, dar să dea dracu mama lor de jocuri dacă era vreun joc pe care l-aș fi putut juca sau să-mi placă să-l joc. Deci nu am luat niciun joc. Îți mulțumesc, oricum am văzut care-i treaba cu aia. Poate joacă cămătarii din sectorul 5 War Thunder. Eu sunt șeful tău la orice joc pentru că sunt modest. Dați-l afară pe Gargarelul. Dați-l afară pe haterul ăsta din sectorul 6. Domnul Saine, nu-mi plac jocurile de acolo, aștept ceva mai mișto. Salut, Fanny, salut! Aștept jocuri mai bine. Subnautica ăla, da, la fel, nu am timp să-l joc. Am și eu 10 ore pe zi să mă joc și atunci pe alea le joc War Thunder, frățioare. Așa că, fiți atenți ce plictiseală. Există Hearts of Iron 4 pe PS5? Nu. Din păcate PS5, doar ca jocuri PlayStation 5, pe 19 apare Horizon Zero Dawn. Bă, nu-mi place ăla cu dinosauri, cu d-alea. Nu. Nu, frate, deci eu nu joc un joc în care nu cred. Ia uite mă unde e. Enemy kill assist. Ia uite mă, că aici că faci o target destroy cu asta, mă. Nu joc jocuri în care nu cred. Bazme, ficțiune, dinozauri, mamazauri, menuri, minatozauri și chestii de alea. Nu. Nu. Ai jucat vreodată sau acum câțiva ani de zile, gen 2000, un joc MMORPG? Să moară mă asta dacă eu știu ce înseamnă MMORPG. Despre ce vorbim? Și tu îmi zici dacă l-am jucat. Explică-mi, detaliază. Eu joc în general jocurile astea de în al doilea război mondial. Le-am jucat cam tot ce există, de la Battlefield până la Man of War. Îmi plac astea VRC-urile. Mi-au mai plăcut și astea să construiești. Gen City, gen... nu știu...
Aici? A, nu, ăsta atorsiune. Ăsta de-a dreptul, mamă. Massive Multiplayer Role Game. Mafia 1 este pe PlayStation 5? Da, am văzut că e pe PlayStation 5. Am Mafia 3 și nu l-am terminat. Despre ce vorbim? Ce trecu, mă, mâncați? Mafia 1 este pe PlayStation 5, variantă de PlayStation cu upgrade gratis. Uite, mă, pasă, bun. Nu le joc. Metin J. Decent Perfect World of Warcraft. World of Warcraft l-am jucat până să apară astea cu al doilea război mondial sau să apară calculatoarele astea foarte performante. În rest, ar trebui să jucați Mafia pe live. Gogule, ar trebui să joc multe, dar din păcate nu-mi plac. Sau nu știu dacă le-ai juca. Habar n-am. Așa de test. Bună să... Vasile, hai noroc! Bine ai venit, Johnny, bravo, ura, ne-ai învins. Cum merge eventul? Iar durere de cap, din păcate, domnul Johnny Bravo, da. Eu mă joc doar War Thunder și Workers Rescue Soviet Republic. Băi, eu o să mă joc ăsta. După cum v-am zis, Enlist, ziceți voi cum se numește ăla. Nu știu ce a făcut băiatul ăsta, Tudor. O să-l joc. Ce să joc? Dacă vreau să joc... VRC-ul pe live n-am cum să-l joc pentru că trebuie să stai foarte concentrat. Când joc VRC, frate, eu ca și corpul în sine mi-este foarte încordat. Să joci și tu un Diablo, un StarCraft, am jucat StarCraft, Warcraft, le-am jucat. Mi-a mai arătat tata un joc din al doilea sau primul, se cheamă Medal of Honor. Medal of Honor, când jucam Medal of Honor, aveam PlayStation 2, drăguțule. Sebiju, bună seara, doamne, cât l-am iubit, da. Ceapi, pentru așa tot îmi aduc aminte de prin așa, sunt pam, pam, pam. Băiatul cu bere, ce părere ai de Call of Duty World War? Îl am și pe ăla cumpărat, fraților. Am făcut și live cu el. Îl am și pe ăla, l-am jucat povestea și atât. Am Call of Duty Modern Warfare, am Call of Duty World War 2. Ce nu am? Ce fac cu ele? Dacă le joc, am jucat poveștile și gata, s-a dus. Du-te mă băiete, că văd că nu mai suport. Lăsă-i pe băieți, eu vreau să mă duc aici. Stau și eu la nivel înalt. Ia uite. Arghe destroyed! Doamne, doamne, ce merge Bradley ăsta să moară Jacksona! Medal of Honor, ce vremuri! Ha, 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 ha. Chiar că vremuri frumoase cu gust! Ia uite-l! Ia să vedeți voi ce eu dă tata cu racheta acum! Vedeți ce eu dau cu racheta, cum pot să-i dau așa, ia. Ia uitați-vă aici, ia! Arghe destroyed! Ce înseamnă când ai Bradley-ul cu racheta asta, minune? Luați-vă, acest tank este minunat! Stai să dăm boschetărea la jos. Deci luați-vă acest tank, este minunăție de la Dumnezeu. Ăla n-a murit? Nu mor, mă, ăla. Deci este minunea lui Dumnezeu. Minunea întruchipată. A venit Mesia pe pământ. Exact așa e tankul ăsta, credeți. Targhe destroyed! Câte avem? 3 kill-uri, gărgă? Jucăm și noi rețea? Băi, jucam cu ăsta. Ce-am jucat, mă, cu tine, mă? Ce? Opa, ăla trage, sigur, trage mine. A venit BMP-ul pe partea stângă. Boss. Așa, salvări pe Medal of Honor și return Castle Wolfenstein. Nu l-am jucat, nu mi-a plăcut Wolfenstein cu monștri, cu zombii. Eu nu prea mai joc tankuri, Paulica. Băi, și cum e, la un moment dat vedeți că și eu mă cam săturasem și jucam avioane. Am jucat cu avioane. Ăla cu nem, Band of Brothers. Band of Brothers, ce frumos. Și scosese ei căsărea ăla peste gardă, așa, vai, de capul meu, ce frumos. Blood of
Highways sau ceva de genul. Doamne, ce minunăție! Doamne, ce minunăție de jocuri am avut! Foarte frumos! Ce jocuri frumoase! Mai era jocul la Gărgărelu, cum se numea, mă, de ne uitam noi în ultima perioadă. Red Tube Remaster. Ăla jocul ăla, minune, frate, minune de la Dumnezeu, dat de Dumnezeu, să ne mai liniștim și noi. Cum era Gărgărelu? Red Tube Remaster. Ia să vedem așa. Da, Retub era în campio. Nenea Paul, m-am uitat pe Marketplace să văd cam cât ar costa așa și cel mai ieftin era 126 de euro, cel mai scump 800. Bine, încă nu se vând, că nu le-o lua nimeni. Ceapii, nu cred că Retub era bun joc. A, nu? A, mă, că pentru mine era joc, mâncați-i gura ta. Vorba lui Gărgăriu, era în campioni. Fac live-uri acum. Ești campion și faci live-uri cu Retub. Nebunul pământului, nebun. Doamne, ferească-mă Dumnezeu de nebun. Stai campion la toate, mă. Mai ales la jocuri de-astea frumoase. Ne jucăm și noi. Ce nu-mi place când ai vaporii de la căldura de la... Attention to the map, vin acum, nu bule. Nu e nimic acolo. RedTube nu este un site de filme pentru adulți? Gărgărelu știe, eu știu că era un joc, mă. Ia uite, ia uite, mă, că e aici gura lui. Jacksona. Hai că i-am dat kill assist. Bine! Așa, luni mă duc chiar la spital că măsura e prea mare. Bă, dă-mă dreacu. Te faci că e prea mare? Bă, dă-mă dreacu. Nu este un canal cum e Discovery sau History, ba da, acolo te descopereai. Uuuu! Uite, uite-l până în orice-tru, uite. Ia să vedem, i-a dat. Arghe Destroyer! De-aia joc eu cu Bradley! Și încă e! Poate era, nu contrazic, dar nu știu... Nu, mă, eu... Of... Ceapii, glumim, ceapii! Gărgărelu era la bibliotecă să ucea să documenteze de canalul ăsta. Dar ce nu mă duc eu mai aproape un pic? Da, uite, încă unul. Are spawn protection cumva. A, e chiar la el în bază. Da, hai să încercăm să mergem un pic mai în față. Nu, este un canal cum e Discovery, așa, eu, nu eu, alții și încă e, exact. Este o minunăție de canal. Doamne, 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 ce funcție. Targhe destroyed! Gărgă, Gărgă, ești drăguț să te uiți un pic pe statistică? Gărgă, de asta joc eu cu Bradley. Aaa, 5 kill-uri și un asist. Aaa, Adriana e RedTube în UK.
Ce nașpa mi se par avioanele de la american la 37 până la 43. Bă, Gogule, știi cum e? N-au fost buni de la începutul războiului. Vedeți că în primul război mondial, chiar și în al doilea, cel puțin la începutul războiului, sau la... da, în primul oricum au fost varză, americanii erau vai de mama lor, adică erau numeric, atât. Nu cred că asta o să mai fie la 8-7 mult timp. Gogule a fost la 9-0, l-a băgat la 8-7, dă-le mă să încur. Deci este minune, mă, deci Bradley-ul, doamne, uitați-vă și voi ce fac, la 8-7, 9-0, 5 kg. Păi tată, aici e par și talent, mă rog, mă scuzați, nu mă încordez că nu vreau să mă doară mușchii după aia, că să-l rup mușchii pe mine. Acum mi-am amintit, există o persoană care are un sticker personalizat pe Ortanda, îl cheamă parcă Fly Daily. Păi are Fly Daily, are Dita, are Bowtime, ăștia care au parteneria cu YouTube, cu Gaijinu. Eu nu am parteneria că sunt un căcăcios. Sunt un mic căcăcios! Împreună cu Gărgărelu suntem doi căcăcioși. Aaaa, urtiu, tu unul, nicio problemă, luau avionul. Avea pe avionul sticker. Fiți atenți cu ce vine tata Paul. Pam, 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 bulpapuri, folosim bulpapuri. Comandant Andrei, Life of Boris mai are custom. Toți zic că pe 47 sunt avioane bune, dar mă distrug aia cu FV-urile. Păi, băgule, trebuie să știi să joci. Avioane americane pe 51 trebuie să vie în boom and zoom. Pe 47 în boom and zoom. Sunt două stiluri diferite. Tu ai parteneria cu banii tăi. Exact. Îi băgăm aici. Eu am parteneria cu banii mei. Lunar îmi bag eu o cota mea așa, bine stabilită. Ce mai primind în donații, totul s-a dus în joc și în camera de la PlayStation. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Noi să fim sănătoși, că de restul sunt sătur. Păi, avion, 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 avion. Avion, avion. Avion și ăsta se duce în stal. Pentru mine ar fi ideal ăsta în stal aici. Nu-l pierde, nu-l pierde în ochi, nu-l pierde în ochi. Nu-l pierde în ochi. Mă face scârba. Trebuie să iau viteză. Combat. Out, 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 out. Să duce, știe care viteză mai bună ca mine. Mă duce spre avion, spre aeroportul lor, nu? Știe că e mai bun ca mine, am antieriana mea. Pot să ies? Să mă rămâs, l-am pierdut, nu l-am pierdut, uite-l aici. Uite, știe care viteză mai bună ca a mea. Și eu acum mă duc. Arghe distroi cu bulpapul, mâncaia și gurița lui. Mâncaia și gurița lui, cum merge bulpapul. Gărgă, ți-ai notat? Ți-ai notat, drăguțule, cum se joacă? Eu am ajuns pe America până la F-104, am tot la America, drăguțule. Aici am văzut un avion, corect? Să-i mor și ăsta. Gărgă destroyed! Gărgă! Gărgă! Ăla nu cade? Gărgă! Gărgă! Robi! Ce e la simulator? Cum joci modul ăsta și cu tancuri și cu avioane? Este... Mama, stai soția, a venit că țip. Nu e, e măriuț. Da. Bine, iubita mea. Bine că ai venit tu și n-a venit Mari să mă bată. Bine că n-a venit Mari să mă bat. Am ieșit un pic, nu sunt. Hai mă, laudă-mă mă și pe mine. Bă, dă hăităreală, sunteți toți buni. Laudă-mă mă și pe mine, mă. Laudă-mă mă și pe mine că sunt bun, am 7 kill-uri, mă, și un assist. Că îmi place că se ia... Da, tot. Ăsta e... m-a dus pe aeroportul lor. Era să trag în al meu. Să mă bată Dumnezeu.
Ăștia m-au adus pe aeroportul lor, mă. Oh, la fraier, și Paul. Ăsta n-are viteză, în schimb. Asta e, cum zice, mă? În, cum se zice, mă? În Archid, și ăsta cum e, mă? N-ai, GG, ai avut profesor bun, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bă, Gugule, la 8-7 să faci 7 kg și un asist, să mă ierte Dumnezeu, dar harul și talentul, își cam spune cuvântul, își cam spun cuvântul. Ce să fac dacă nu prea am bani? Ce e? Cum ne-ai? Vezi că bă, poți controla cu din taste. Doar să le setezi mai întâi. Știu, bă, am auzit, dar eu de regulă pun la cerculeț. Acolo îi dau la cerculeț să duce, pac, pe el, exact, pac, s-a dus. Știu, știu asta, da? Mulțumesc. Ce să fac dacă nu prea... Cum joci modul ăsta? Asta se numește, cum să zice, mă, Realistic Battles, mă, că nu mai învenea, Doamne iartă. Ia uitați-vă, bă, băieți, bă, băieți, bă, bă. Doamne, câte kill-uri poți să faci, toate datorită Bradley-ului, și două am făcut cu bullpup-urile. Gărga? Vezi că se poate? Joci mult, grind, pa, pa, pa. Cum? A, cum să fac, să... ce să fac dacă nu prea am bani? Joci mult. Norocul începătorilor, ce să zic, strigă, mă, tu, că ies eu la cea. Of, Doamne, of, Doamne, hăitărel, ce ești tu, hăitărel? Că am băgat 15 ori în 2 ani de zile. Și eu la fel, tot 15 euro pe zi. Regia Roma, iată ce frumos scrie aici. Băi, a, uite, al meu nici n-a mai fost aici. A? De ce n-am fost? A ieșit în joc? Oh. Ce să fac, mă? Ce să facem, dragilor? Asta e viața. Ne chinuim și noi cum putem. Păi eu zic să continuăm. Ce avem de făcut aici? Morning Star. Win require first strike. Nu, schimbăm. Deci e clar că nu strike. Destroy player vehicle using SPAA. Aici ne băgăm la un italien, că aici eu cu Italia fac, la un nenorocit de 4-0, frate. Să vedeți ce face tata Paul aici. Băgăm la ăsta, avem un backup, ok, și jucăm cu ăsta. Fiți atenți cum se joacă. Pe Rusia ce avioane ai? Am Migul de la Event. Maxim am Migul 21 PFM și așa research am 8-0 și Mig 9 la, mai am la 7-3, la BR-7-3. Nu prea mă încântă rușii, nici cu tankuri, am jucat mult în arcade cu rușii. Mă, ce bine arată sub ăsta. Nice. Geometrie variabilă. Oh, ce să văd acolo motorul. Elicile sau elicea, ce domnule, iată, geometrie variabilă, frumos, nice, da. Drăguț, drăguț, ce să zic, niște scârbe. Dar care e Tiger 2 original, Tiger HZ sau Tiger? Păi prima dată a fost Tiger P-ul și după aia e și Tiger H-ul. Și după aceea, ăsta e, nu știu dacă a fost și, nu știu dacă în realitate a fost Slow. Cred că a fost, a fost, da. Uite. Ăsta, deci prima dată a fost Tiger P-ul. Asta, da, a fost Tiger H-EU, H1EU, după aia a venit Tiger P-U, Heavy Tank, și după aceea a venit Tiger H-U, e emblematic, și Tiger 2 Slau au mai pus și protecțiile astea, senzație, ca tankul la 6-7, deci am făcut la banc pe ăsta, dragi, m-au găsit. 5.000 de Golden Eagle, se vede că ai băgat ceva bănuți. No, ăștia sunt așa, mi bagă gaijin lunar. Mi bagă gaijin lunar câte 5.000, 5.000, 5.000. Dar care e Tiger-ul 2 original? 2-ul. Amândouă sunt. Ăsta și Panther 2 ăsta. Scuzați-mă, cu skin-ul ăsta premium. Ce zice aici, Ceapii? Eu n-am băgat bani. Primesc așa skin-uri premium. Da, de-astea, da. Goldenul, nu știu cum se lipește Goldenul de mine, habar n-au. E, ăsta a fost proiect, ăsta nici n-a existat. În schimb, sistemul ăsta de Night Vision a existat, dar pe Pantera A, adică pe ăsta. Și vezi, Gogutule, ce pic am avut aici și 10.000. Bani de țigări și cafea, exact, nu mai fumeze, îi bag în joc. Cam asta e ideea. Hai că da, e salariul de la reclame. Paul, cât de popular e War Thunder? Bă, nu prea e popular, să știți, în România nu prea e popular. Deci sistemul ăla de Night Vision a fost pus pe acest tank. Bun, hai să-mi fac și eu task-ul.
Mai e nevoie să vă mai explic astea? Nu o să joc porcăriile astea cu desene animate și cu alea, nu pot să le joc. Deci nu joc ceva în care nu cred. Nu pot să fac așa ceva. Nu joc nici jocuri. Uite, de exemplu, Ghost Recon, nu mai știu, Breakpoint, tot așa cu talea, un pic cam futurist, dar mă rog, e la limită ăla. Paul, cât de popular așa, este normal să primești premium account Mocha? Nu. Este normal dacă tragi cardul. Dacă tragi cu cardul, dar trebuie să ai peste 18 ani, e normal să ai atunci. În alte țări e destul de popular. Păcat că nu ești în România. Bă, în România, deci eu nu cred că sunt mai mult de 1000 de jucători. Credeți, ascultați ce vă spune tata. Nu cred că sunt mai mult de 1000 de jucători. Și când ai mai avut pe unii dintre ei, domne, când bagă tere 81M1, niciodată nu o să-l bage, mai repede o să bage la polonezi. De fapt, a băgat 2A6PL, pentru că Polonia are tancuri dezvoltate, 2A6PL de la Polonia, da? Super modernizat și de ei. La noi, vai de măicuța noastră, noi n-avem nici bandă țigări. Ce dracu, despre ce vorbim? Hai de măicuța noastră și mai... Abia ne-a băgat limba română în joc, nu? Abia a băgat pe calculatoare, pe PlayStation nici n-a băgat. Așa, e de glumă, nu ar trebui luate în serios. Ce anume, Cocuțule? E un 2A4 modificat cu 2A... nu 2A6. Păi, eu zic că e 2A6. Eu zic că e 2A6. De fapt, 2A5, 2A6, 2A7, dacă nu mă înșel, la 2A7 amândoi ele. Toate au la bază Leopard 2A4. Ca și italianul are Ariete și după aia are Ariete PSO și PSO 1 sau ceva de toate au o bază. Sunt și la noi destul, dar din păcate 80 dintre ei au level mic și se lasă ușor de joc. Înseamnă că nu sunt jucători. Acum fie fără supărare, jucători care să joace în fiecare zi sau nu în fiecare zi, de 3 ori pe săptămână sunt 1000. Îmi dă un băiat pe mesaj pe PlayStation, scrie a. Ce dracu să înțeleg eu de aici? Aoleu, cum Doamne iartă mă, ies în porcăria asta de chat. Bun, ia să vedem aici. Ce mai avem noi? Ce mai discutăm noi pe aici? Eu trebuie să omor avioane, da? Ca să nu uităm. Am un loc bun de campat aici. Pardon, de sniperit aici. Polonezii au luat 2A4 și l-au modernizat ca să fie statele moderne. Da, sau mă rog, da, dar toate au la bază 2A4. Dar vezi că l-au modernizat, sunt și la noi, dar l-au modernizat și vezi că l-au făcut jupânel, da? Am luat și noi TR-55, T-55 și l-am făcut și noi, a fost și al nostru la un moment dat modern, în anii 80, s-a ales praf, gata, ajunge, ce mai băgăm noi bani? Nu mai băgăm noi bani! Așa și cu. Vezi că polonezii suedezi au luat 2A4, 2A5 și le-au modernizat și le-au făcut de sunt la zi. Noi avem TR-85M1, domne, că de ce nu-l bagă? Ce dracu să faci cu ăla, bă, că n-are nici protecție de asta anti-hit FS, dacă nu mă înșel. Habar n-am, nici nu mă interesează, n-am, cred că are. Bă, dar ce bine să vede cu PlayStation, doamne, doamne, ce bine să vede cu PlayStation 5. Doamne, cât de clar să vede, zici că e ultra modern calculator, super performant, super șmecherie. Mama, drept. Ia. 25 de like-uri, mulțumesc mult de tot. Am vrut și MiG 29, cele mai bune avioane am avut. Am avut, nu știu, nu pot juca contra așa, înseamnă că mă număr printre ei 1000, da. A, da, 2A6 are asta, așa. Elias, când veți face următorul custom beta? Duminică, dragul meu. Pot juca eu bine dacă avionul e făcut de solochie și nu mai e tancuare? Am aflat că TR-85 la bază 10% românesc, dar e influențat și făcut să apară un T-55. Cum este un T-55? Ceaușescu avea unul de asta. Dom'le, dar ce noi nu putem să facem? Și nu, am luat tancul că l-aveam, am luat tancul la bază și a zis, bă, cum îl îmbunătățim? Hai să-i mai facem în spate, să-i mărim turela, să-i mai punem și protecție, să-i schimbăm proiectilul, nu știu ce. Căcat de tank! Și au făcut, e un tank, dar uite că nu mai știu cum, aici 100% românesc, a venit Revoluția, s-a ales praf.
MiG-21, le România au fost vândute de democratici. Am înțeles, sau nici nu știam că am... MiG-21, mă? 29, am avut hampoane, nu știu dacă am avut. MiG-21 încă mai avem. Alte jeguri. Bobei, hai noroc! Ce faci, domn Bobei? Domn Bobei nici nu ne bagă în seama. Vine și el la 20-40. MiG-21 Sniper. Am avut așa ceva? MiG-29? Domnul Bobei, ce cu dumneavoastră așa târziu pe live-ul nostru? E la Muzeul Vieții, da? Habar n-am că am avut MiG-29. Polonezii încă au MiG-29-le. Voi știți? Încă l-au în funcțiune și vezi că e șmecherie. Am avut MiG-29, dar mai primeau piese de schimb de la ruși și au modernizat MiG. A, am înțeles. Să moară măsa că au venit ăștia, fiți atenți aici. Acum trebuia să video cu nenorocirea, cu trotineta. Ia uite, mi-au fluieram pe aici. Trebuie să mai zic. Cea Paul, eu am ieșit că mă bag la un meci de War Thunder și o baftă cu live. Mulțumesc că în 1903 a venit primul MiG-29 românesc, da? N-am știut. Elias, a, da, eu sunt prietenul băiatul cu bere care a primit premiul Maconta. A fost ciudat, am primit pe 1 aprilie crezând că e o păcăleală. Da, nu știu cum l-ai primit. Eu n-am auzit așa ceva. Sau ți l-a făcut cineva cadou. Cer scuze pentru întârziere. Să nu se mai întâmple. Te rugăm frumos. Ah, glumesc, drag. Ești binevenit oricât. Ia uite, băi, am dat hit. What the fuck? De unde Dumnezeii tăi tragi tu acolo, nenorocitule pământului? Duke Nukem. E dracu să-l ia pe ăsta. Cât de trist o să fi că a dispărut War Thunder-ul, de cât de fericit o fi dacă apare War Thunder 2. Dacă apare War Thunder 2, eu să joc War Thunder 1. Pot juca și eu la 4-0 cu dumneavoastră? Bineînțeles, dracule, vreau să-mi fac doar task-ul cu havioane. Atât vreau să fac, eu vă dau invite, dar o să ne mutăm. Ne mutăm pe ce vreți voi, dar nu îmi cereți custom. Nu îmi place custom-ul, cel puțin doar duminica îmi place. Ia! Da, scuzați-mă un pic. Hai mă, hai mă! Hai că se întoarce nubul, ia să vedem. N-are el stare, n-are stare. Să ascultați și vă spun că el a venit pe bombărdăreală. Vogule, el a venit pe bombărdăreală. Bine mă, băiatule, hai vină cu coace atunci dacă ești tu ce șmecher. Ia uite-l, ce vă spuneam? Cârba, cât e mai? 6 gloanțe. Hai să încărcăm altul. Hai mă, vino încoace. Hai mă, vino deasupra mea, mă. Hai mă să-mi fac și eu task-ul, mă. Vino încoace, scârbe, scârbelor. Cât de trist așa. Poți juca. Salutare, domnul Iona. Like, la plăcere. Hai noroc, fermierule. Am văzut că o dai pe fermăria la acolo. Ia zi, boss, nu bagi un custom. Ia zi, boss, nu bagi un custom cu TR81M1. Dar va începe custom-ul, exact. Duminică, duminică începe. Stai, stai pe fază că începe duminică, Johnny Bravo. Duminică cu cea mai mare plăcere face custom battle. Nu, nu, nu mă omule după custom battle. Îl fac pentru voi, credeți-mă. Din dragoste pentru abonați o fac. Dar mie nu-mi place custom battles. Eu nici când eram în brigadă, în clan, nu mă băgam la antrenamente. Nu-mi place. Uite-l, uite că vin, uite că vin! Veniți la mine, vin și eu mai aproape, imediat. Scuzați-mă o secundă. Aircraft destroyed! Văd eu când vă spun. El trebuie să treacă doar pe deasupra mea. Boss! Fac asta cu găinile eu. Gogule, am văzut că ai dat-o pe găină reală, pe cu vacile, cu porci, vinzi porci. Gogule, și asta e o meserie. Important e să faci ce-ți place, glumesc. E important e să faci... Ia, critical! Altul pe aici, uite. Iar vorbesc tare? Vrei să poate fac camera așa un pic? Atâta sp-a. Așa. Și Google, ai luat critical? Aircraft destroyed!
Mă cert o soție dacă ți-e mai tare. M-am întors foarte bine, cursa cu găinile, ce tankuri va avea War Thunder 2, nu mă interesează. Nu se va face War Thunder 2, când ați vă în prostie. Probabil vor băga și varianta asta, dar știți că îi bagă fiecare asta, ei se pregătesc. Vă spune ce vor să facă. Ei vor să facă un multirol în jocul ăsta, adică să te poți juca de la vapoare pe uscat, e ca Mercedes, ca sigla Mercedes, pe apă, pe uscat și în aer, inclusiv în spațiu. Asta vor să facă ei și vor ajunge, pentru că la un moment dat se va plafona cu tancuri și cu astea, vom ajunge cu tancuri și avioane până în 2077. Asta vor să facă. Cine vrea să joace cu tancul din 1944, joacă cu tancul din 1944. Cine vrea să joace cu tancul din 1990, joacă cu tancul din 1990. Asta e, și eu aș face la fel. Trebuie să te dezvolți, exact ca mașinile. Bă, îmi plac mașinile din anii 90. Bă, dar acum sunt mașini din 2020, trebuie să mergem cu ele, electrice. În War Thunder 2 va fi România și TR-81M1 va fi tank modern în War Thunder 2. War Thunder este deja War Thunder 2 de câteva luni. Nu știu, la așa nu apare War Thunder 2, dar sigur se va lansa la cinema Titanic 2. Ha, da, aia da, am auzit și eu. Am înțeles că e deja filmat. Are aia un coșmar și de fapt ăla nu... Bă, dă mă, dreacu, de unde dreacu mi-a tras-o ăsta? Ia uite pe unde e pe scârba, mă. Păi până încarcă ăla... Și omorât. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, că m-a lepădat de satana. Așa, știu de Titanic, am auzit și eu că vor fi de-astea. Cât este ceasul? 20:45. Continuăm. Ce mai faci, domnul Iona? Cum merge cu ferma? Bă, tu ești ca la Pro TV, mă, cu ferma, mă. Și-o tipă de să-mi miroasă frumos. Să miroase gura flori. Aspir, pardon. Bobby Calpe. Stai că nu l-am citit pe Bobby Calpe. Spune-l, doamna, că avem treabă. Eu mă bag în treaba lor. Nu suntem șefi. Noi suntem șefi. Am încercat să filmez, dar s-ar bloca ceva la mare cargo. Am înțeles. Da. Am încercat să filmeze, dar a fost Everland-ul ăla, sau Evergreen-ul ăla, cum zic. Da, mi-amintesc. Bă, după cum vedeți, nu s-a blocat live-ul. Deci exact ce vă spuneam. Se pare că am rezolvat-o. Datorită vouă, datorită lui Sine, datorită cu acestei comunități minunate, am făcut upgrade la net și cred că se bătea cap în cap varianta PlayStation 4 cu varianta PlayStation 5. Vrei să-l omor și pe ăsta? Bă, vrei să-l omor și pe ăsta? De ce-l omor? Ascultă și vă spun, dacă vreau, l-o omor. Paul, dar în World of Tanks este iar partea 2, dar nu există, am căutat pe Google. Stai un pic. World of Tanks, mission accomplished. Easy? Eu, cum să jucăm asta? Spune și voi porcării asta notorie. Joc cu cățel, cu vulpoi și cu ursuleț. Hai mă, ce dracu terminați eu? Cred că sunt niște personaje, dacă nu mă înșel. Scuze. World of Tanks este un joc futurist. Deci acolo bagă orice tank, numai să fie. Înțelegi? Cam asta e ideea. Bă, băgați orice, numai să apară ceva nou. Cam asta e ideea, știi? Din păcate e o porcărie World of Tanks. Și bine că ăștia au o limită. World of Tanks se varză. Ursul păcălit de vulpe în War Thunder. Exact asta e. Sunt personaje dintr-un desen animat din anii 90. Eu în anii 90 de aia deja eram cu fetele, eram ciocăneam. Nu mă mai uitam la desene. Poate la Albă ca Zăpada, porno mă uitam. A fost deja eventul? Nu, acum e eventul, dragul meu, uite-l aici. Și cum să mă uit eu la porcăriile astea? Cum să juc eu porcăriile astea? Hai mă, iertați, să mă ierte Dumnezeu. O să mă juc eu de-astea, mă, pe bune, mă? Ce trecut ea și ea mențeala, mă, fiți atenți aici. Da, mama. Și îți mai dă avioane colorate, pe bune, mă? Pă bune, mă, numai avioane colorate nu jucam. Mai mă, terminați-vă, doamne, iartă-mă. O, nenea Paul, te bagi la crăftăreală cu eventul? Bă, îl joc, că oricum joc și nu mă bag la astea. Deci la astea nu mulțumesc. Warfare 2077 și Tailspin, niciodată. Nu fac așa ceva. Nu pot. Nu-mi plac, dacă nu-mi plac. Așa. Scuzați-mă, Italia. Câte mai am de-astea de omorât? Mai am 3. Ce înseamnă pentru mine, mă, 3 avioane, mă? Really? Really, motherfucker? Vă place avatarul meu? Nu. Sincer? Da, e frumos. Să zici că este Robocop.
Aici vom ajunge. Uite, vezi, eu merg pe clasic, merg pe clasică reală. Ochelari clasici pentru că sunt ochelari cu ăsta. Al doilea război mondial, că de aceea m-am apucat de joc, ați văzut că puteam să-l am și pe Centaur, să-l am pe și pe Jukov și pe cine mai vreți voi pe acolo, comandanți. Dar asta deja e futurism. Nu-mi place. Nu, e ok să-l stăpânești sănătos, să fii sănătos, dar nu. No, no, not for me. Not for me. Adică joc tankul 4-0 cu ăsta. Îmi place. O, domnul Șalvari, salut, Paul. Ai avut probleme cu pingul sau pe L, pe War Thunder, că de când a băgat porcăria asta de IVM merge ca dracu. Nu, nu, nu. Nu. Poate cum crezi că arată un tank? Ai, mă, nu pot să mă joc, nimeni nu știe. Numai în War Thunder mă omoară cu echipierul. Da. Dragule, eu nu simt diferența, nu, n-am probleme de genul. L-am jmecherit și știți cum e. Întotdeauna când e un update, un event, sunt baguri. Normal, în câteva zile avem mini update-uri. Treci, treci nenorocitule, hai. Băi, voi știți cât am jucat eu cu 4-0 ăsta cu Iulian, acordeon? Hai de capul meu. Fă omoară niciun motiv? Nu, nu, cred că nu te plac pe tine ăștia, sincer, Sebiju. Cred că le faci tu ceva, dar nu te plac, de-aia te omoară. Unde mă, frate? Așa sunt oameni, retarzi, mă. Sau te omoară din greșeală, că eu am omorât și eu cu echipier, dar din greșeală, că nu mă duc acum, mă trezesc de dimineață, bă, frate, să omor și eu 10 cu echipier. Sunt două categorii de kill-uri, friendly kill din greșeală sau retard kill de făcută de retarzi. Atât. Am niște cafeluțe de aia așa, fără... făcută la sticluță. Follow me. Oh, nu trebuie aici. Nexo, ce maniciună frumoasă e de la Audi. Nu, asta mi se pare că e chiar de la Fiat. Asta e chiar de la Fiat, dacă nu mă înșel. Breda. Da, baby. Da, iubita mea. Este ochelarii? Stai, mă, l-am cumpărat, ia șervețel, baby. Tati! Ia, mă, tata, dă-i cu spirit, nu... De ce? Mamă, tata, mă... Ia uite, m-am luat și o soluție de spălat ochelarii și ăștia telefonul cu soluția mea de spălat ochelarii. Mi-am dat un Canon în avion de s-a deconfigurat... De s-a deconfigurat. Mă rog, s-a dezintegrat. Cum fac rost de flak panță 3-2 așa? Nu prea știam cum se cheamă. Bă, bucure, nu știu acum să spun, cred că e la bereu mic, dar nu știu de el. E fain tankul ăsta care îl conduce. E un camion, de fapt. Ăsta e un camion care a fost modificat în tank și s-a pus motorul pe spate. Dar este șasiu de camion, my boys. Hai să vină în stânga maxim. Bobei, 3-2-4, cred că e cu... 3-2-4, din păcate, cu Elianul nu mai există în joc, a fost scos. Acum este vehicular rar. Știi cum să zice, cine are să-i trăiască, cine nu să... nu poate să și-l mai ia. Bă, vi se pare, m-am îngreșat sau am slăbit? Cu Elianul, fiind prototip, n-a fost în cel de-al doilea război mondial, a fost scos, ca și Maus-ul, ca și Pantera 2. Cavaș gura voastră cu breda voastră, target destroy one shot, sunteți nebun la cap. De aici se spune tank destroyer, un cavaș gura voastră. N-auzi că e fit. Ia uite ce face nenorocitul aici, e fain la război cum au pus pe o căruță un MLG. Da. Așa erau toate timpurile atunci. Așa erau timpurile. Au, luăm noi, deci trebuie să ne mergem spre... Ce o luăm noi? Trebuie să mergem spre... Trebuie să mergem spre... Domnul Buffalo, aveți probleme? Ia uite-l unde e. Încă e aici gura lui, încă e aici gurița lui. Ia-l pe aici, ia-l pe aici. Bine, boss, bine, boss!
Bine bossul lui, ca ce înseamnă să ai cu echipier. Ce dă Fiat-ul în el, exact. Mecherie. Păi băi, italienii au avut Fiat-ul și Iveco, nemții Porsche Manu, Pantera e făcută de Man, dacă nu mă înșel. Doctor. Arche destroyed. Am dat cu Fiat-ul în el, de drept ce am luat. Despre ce vorbim? Ia B-ul, mă. Doctor. Doctor. Arghe destroyed, da. Oameni, ce dau cu... ce dau cu... gărgă? Gărgă după cum vezi. Bă, ăsta nu e mor, mă. Bă, să mor, mă, ăsta nu era mort. Ia uite-l. M-a văzut? Arghe destroyed, da. Ferească-mă Dumnezeu, câte kill-uri, 4 kill-uri și n-am făcut mai nimic. Doamne, ce frumoasă e viața când faci kill-urile astea. Doamne, ce frumos, ce frumos e să faci kill-urile astea așa. Uți! Ia uite-l. Ce-ai făcut, băbiție? Scuzați, mă. Aaa, că mi-a luat ganul. Mi-a luat ganul. Îmi cumpăr Fiat de acum să nu mai aud de Lamborghini, joc e joc, dar ca să conduci un tank trebuie să știi carte, salut! Am fost la duș, domnul Berariu, să trăiești, timpurile să vină! E de la Cinu, de la Har și Talent, bineînțeles, Citu l-am scos acum din curul pisici. Și acum știi ce fac? Iau un avion pentru că am 1012 spawn points și mai făceam 1000, dar nu, la bereu ăsta mic nu era. Bă, ce să faci, mă, tată? Mă, dă-ți cu și eu cum pot. Din păcate, nu mai e gărgărelul să mă iau de el, să zic, băi, hai, tărilă, iar te-i de mine, iar e urât de partea ta. Mie îmi place avântul cu orfer, dar ălalalt cu avioane e nașpa. Gogule, fiecare joacă ce îi place, nu condamn pe nimeni, sunt unii cărora le plac tancurile din 2007. Eu m-am apucat de jocul ăsta pentru că îmi plac tancurile din al doilea război mondial și astea până în zilele noastre. Că vă jucați voi, puteți să vă jucați și 3050, ferească-mă Dumnezeu, puteți să vă jucați orice. Eu nu mă super pe dumneavoastră, nici pe de parte. O, Lucie aici, stați și eu un pic, bă, ce înseamnă să ai calculator și mecher? Îi vezi de la distanță, mă. Ai luat? Aute-te și tu ce e aici. Target destroy și cu vârful de la ăla mi-a rupt aripa. Nu face nimic, mergem mai departe. Nea, Paul, pot să vin și eu, bineînțeles. Cât și live-ul cu Google, n-am o de-asta. Cât până mă țin ochi. Uite, am băut și m-am balonat un pic, stai, de-au dracu de cola să o arunc. Le dăm înapoi pe apă. Mie îmi place avântul așa, eventul. Fiecare joacă ce vrea, cum vrea și cât vrea și cât îi place. Dragi prieteni. De-aia... De-aia eu vă zic că jocul are perspectivă și mai face și Unleash ăsta. Ei au deja structura de la jocul ăsta, acolo doar mai schimbă câte ceva. Deci, bă, ce, până se termină cuvintele. Exact. Când, bă, cum le zice Johnny, bă, până mă satur de vorbărie, știi cum se zice? Când m-am săturat de vorbărie... Când s-au terminat cuvintele, vorba lui, bine zis, domnule. Când s-au terminat cuvintele, ne băgăm și noi la un joc în liniște. Eu trebuie să-mi fac acum, trebuie să omor avioanele. Dar dacă toți sunt aici, de ce să nu iau și eu? Trebuie să ne mutăm pe proiectile anti... Hai să-mi iau baza și după aia mă duc pe ei, dă-i doamne iartă. Enlisted, așa, enlisted, da, dar E100 a fost scos din joc? Nu, hă? Nu? Sau da? Habar n-am. Nu l-am pe ăla. Nu l-am pe ăla.
Mă, tot ai mei trec, mă, și eu mă speria să-mi dă geaba. Bă, fiți atenți că mă mănâncă pe mine în cur, eu de fapt trebuie să omor. Ce să mă omor, bă, că nici n-am pe cine să mă omor, așa de... Fiți atenți ce aroganță, mă pun aici, mă. Băi, uitați-vă la mine ce arogan sunt. Știi care e partea aia cu nașpete? Că am net de 300 și merge cu... Așa aveam înainte. Deci exact așa aveam înainte, Berariu. Eu plăteam 300 de mega și când a venit băiatul ăla, zice, dumneavoastră, aveți doar 100. Nu, nu, dacă atât am luat farul ăsta. Chiar uite, frate, cât am plătit eu 5 lei în plus an de zile. Eu am încercat un meci cu avioane, dar nu mi-a plăcut ăla așa, personal super distractiv și tare, mai ales avionul, da. Așa, TV-ul nu l-am scos pe bine că e pe pesi. Fiecare joacă ce vrea, ei de asta au încercat și cu submarine. Apropo, va fi jocul joci de la submarine până în cosmos. Asta vor ei. Bă, frate, eu mi-ar că am supărat, mi-a luat și, ăștia mi-au luat și B-ul, mă. Really? Mulțumesc că nu l-au făcut pe separat. Scaunul. Scaunul mi s-a stricat, trebuie să-mi iau scaun, dar nu. Deocamdată am pisica care dorem pe scaunul ăsta și îi face varsă. Și stau cocoșat. Simt că stau cocoșat, dar ce să-i faci? Și la gagi stai cocoșat. Deci ăștia chiar mă supără și dau și cu bombardier în tine dacă nu-i. Domnul Bica, ce faci? Cum te mai simți? Ia. Mi-a trimis Lordul o poză. O, da, uite, ăsta e un schimb frumos, Lordul. Da, da, schimb foarte frumos. Ia uite-mă cum faci toată achilor. Și mai e unul. Eu vreau avioane, eu nu vreau tancuri. Hai mă băieți. Hai băieți, hai băieți, hai băieți, s-a stricat. Trebuie de ăsta, ce vrea? Domnul Buffalo? Vrei să-l omor pe Buffalo? Vrei să-l omorăm pe Buffalo? Spuneți-mi, vrei să-l omorăm pe Buffalo? Sunt gagici care stau... E de cocoșați. E mor, mă. Zona capturată. Aircraft destroy, ți-a rupt arima. Nice. Hai să-l omorâm pe Buffalo, vreți? Vreți să-l omorâm pe Buffalo? Hai. Aute-l, frate. Hai să-l omorâm pe Buffalo. V-am zis? V-am zis că l-omor pe Buffalo. Mamă, și ce-i anătul? Prr, și-i anătul aripa. Sunt și pun. În vorba lui Biga, tata la antieriană, în caz. Domnul Buffalo, provocarea ți-a fost îndeplinită. Te-am făcut. Da. Da. Opa. Câte avioane am făcut? Unul. Ia uite, mă, sunt și pe primul loc. Ferească-mă, Dumnezeu, când ești bun, băi, când ești bun. Și pe primul loc, ce să faci? Vrei, nu vrei? Ești pe primul loc. Tata la antieriană, sigur, sigur, da. Ai văzut cum l-am făcut? Mi ți l-am făcut pe Buffalo. Prr, poate am făcut. Dar vreau să termin și eu pe primul loc. Credeți că s-ar putea să termin și eu pe primul loc? Îmi dați această speranță și vedeți că am tras cu proiectile anti-tank în el.
Uite, cum vine. L-am văzut undeva, dar nu mai știu unde. Uite. Eu nu m-a văzut. Eu nu m-a văzut, e un ușor. Și o să mă duc pe el. Ia uite. I-am dat-o, mă, deja i-am dat hit. Deja i-am dat hit. Ce dau în el. Dă-i Buffalo, best squad, bine tată, este mă, locul 3. Bă, când ce știu că sunt primul loc, locul 3. Hai, power, să vedeți ce rup acolo, ule, nu mulțumesc. Nu-mi place, nu te supăra, dar nu-mi place, nu pot să mă joc așa ceva. Nu pot să mă joc, nu-mi place. Ia uite, mă, ia uite, ia uite, uite, cum să mă joc așa ceva, că eu fac ground and sea. Player defeated, 10, begin, 31, nu știu ce, end, 12, mai, available, ground and all. Battle against other players, player vehicle, run, 3 and above, air vehicle. De ce eu le fac pe astea fără să mă gândesc la ele, jur. Dacă mă gândesc la ele, jur dacă mai fac ceva. Și am făcut și, ce să mai zic, o groază de bani. Îmi pare rău pentru voi, dar nu pot să mă joc așa, nu-mi place, dacă nu-mi place. Da, putem pe StarCraft, pe zi, pe... Câte mai trebuie? Două. Să rămână venit Alina România și cu Lordul. Să rămână Alina, bine ai venit Alina, mă bucur să te văd. Ce mai face domnul Marius? N-am uitat că ești cu prieten. Am maritat cu prieten. Să trăiască domnul Marius. L-am omorât pe Buffalo Paul, a trecut el. Bine, hai să-l omorâm pe el. Și ce da? Poți să te omori? Da. Ia de aici. Of, ce greu, Doamne. Doamne, dar greu este Power Thunder. Jur, greu este Power Thunder. Cătălin Predoiu, stați așa să dau, deschid un pic ușa la bucătărie, că mi-e cald rău, că se încălzește la PlayStation asta. Ce faci? La vară m-am căcat pe mine. Și mă duc cu ăla asta, mă duc să o arunc la chiuvet acum. Mama, arunc cu ăla la chiuvetă, mai vrei cu ăla? Arunc ăla la chiuvetă, mai vrei cumva? Nu. O arunc. M-a umflat, m-a balonat. Și decât să l-am pădrat cu casă, știi cum e în zona aia. Hai, așa. Deci am aruncat-o, da? Oarba după aia. De ce faci mașa acolo? Nu te-am pune, Doamne, iată, mă, să-i salvi iar pe geam. Deci am aruncat Coca-Cola la chiuvetă. Chiar că greu, fata, cum se joacă 37 USA, tot în jură. Ia să vedem, ce în jură? Așa, că eu vreau cola, dă și mie, nu o arunca, o să cauți mai încolo. Nu, tată, nu mai, nu fi pufi, te vede Dumnezeu, am aruncat, o dau dracu de cola. Mă umflă, mă balonează. E și el, după cum ați văzut, un surugiu al sorții. Un surghinit, surugiu, surghinit. Să rămână Alina, Yugin a venit. Yugin, te rog eu frumos, dai ready. Hai băieți. Gărgărelu, ai văzut ce face tata Paul aici cu ei, da? Îi dăm și noi ready, bineînțeles. Alinuș, pupați și o gurița ta, ochișorii tăi, pardon. Am cerut voie, da? Am cerut voie la soție. Dacă mai vrea doamna, după aia mă bătea la curul gol de... Aoleo! Ia să vedem. Mi-a mai trimis o poză. Ce avion e asta? E skin-ul românești. Te-ai luat de pe calculator. Ce nenorociți. Da, uite, ăsta e un skin foarte frumos. Sau e chiar iare? Da, mă, e chiar iar 81, frumos skin, da.
Și asta e un skin cu Romanian Army, da? Foarte frumos, pe T-55, dar asta e AM1 ăla. Foarte frumos, bravo! Ce mi-a trimis Big aici, mă? A, tartar, da, cu somon. A, și-a scuzați-mă, e noob și acasă, l-ai văzut, gata, nu știu ce de cocos, aha, gata, aha, mia, mia, mia. Ai văzut ce am făcut cu Breda, știi, că ăla i-are 81 când ne-am întors cu ruși. A, i-a schimbat skin-ul, da? Și tu ai dreptate. Nu și acasă, nu și la serviciu, nu și în Ortan, dar ce te... Nu peste tot. Domnul Gabor, să trăiți, domnul Paul, Power PlayStation, War Thunder, PlayStation 5, Forever, PlayStation și War Thunder, Play Forever. Bă, adevărul că, uite, nici nu se mai interupe, mulțumesc Dumnezeu, am rezolvat-o, Nexo, fiatul pe drumuri, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, mă bucur de PlayStation 5, uitați-vă cât de frumos se vede. Ce softică gărgărelul, nu bucă și mai bine ca el. Facem pană pe stânga. Ia uite mă pe Buffalo, ia să duce nebunul acolo. Yugin, Yugin cu ce e tata? Panzer 2, forță nucleară Panzer 2. Mă rog. Aici e un loc bun de campat. Câți ani ai, măi, Paule? Eu îți dau vreo 42-40. Am 44. În mai fac 44. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și Gărgărelul are 45 sau 43. Unde sunt tricourile cu target? Băi, hai să vă zic o chestie. Astăzi e luni, nevastă mea, că astăzi am fost acasă, am fost cu ceva treabă. Și văd și mie un tricou, că a venit. Bă, nu mai găsim tricourile cu War Thunder, frate. Nu știu unde sunt. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Și nu știu de sunt tricourile, mi le scoate când, că a venit vara, când mi le scoate, dacă le port acum și pe live când să le scot. Da, asta e, știi cum e. Facem ce zice doamna. Bobei, Paulică, dai invite meciul următor și la băiatul dacă ai loc, bineînțeles. Ies și eu din echipă, mușule, dacă e să-ți fac ție loc. Numește tata Paul. Mulți înainte. Eu am ceva aici, mă, nenorociților. Ce morții șorii tăi știi că sunt eu aici? Mulți înainte, tata are 48, să-ți trăiască, Paulica, dar e în fain. Ia uite-l, uite-l, l-am văzut. Băi, presim că vine nenorocitul pe aici. Ce cu eu vorbesc prostii? Uite! Uite, am luat Canon Bridge. La revedere! Aleluia! Du-te! Du-te! Să te lepezi de satana, nenorocitule! Trebuie să vină nenorocitul! Așa, pa, mulți înainte, tata, așa, imediat mă duc să mănânc o conservă de carne presată cu roșii. What? Ia uite-l. Ia. Ah, mă ia altul. Mă ia altul, din păcate. Nu face nimic. Așa, uite mă că l-a omorât pe ăla. Bravo mă băieți. Bravo mă băieți. Uite aici face și noi ochii. Ia uite unde e scârba. Normal că dă mine. Dă-i dădere ai măta să dai. Uite la aici nenorocit. Lasă tata că vin eu acum. Vine-o cu avionul, mâncați și școra ta, te rog. Te rog cu avionul, fii atent aici și odie. Pușkin, Pușkin. Am, fac. Scârbă nenorocită.
Da. Domnul Crețu, salutare domnul Crețu, cum merge? Cum îți merg live-urile? Ia spuneți-mi, cum îți mai merg live-urile? Că eu ți-aprob acolo să intre lumea, să te vadă, să te vadă că ești de activ acolo cu Ortean, dar mânca faci gura, stai, uitați-vă ce e aici. Asta mă faci? Dă-le trecut de bombă. Ah, ce s-a mai s-a dus, iată, la revedere, altul. Altul, că i-a dat atât, foc. Aircraft destroyed, da, gărgărelul, unde ești, nenorocitule? Hai să mai mă duc o dată pe asta. Aircraft destroyed, da. Doamne, doamne, ce mă fac eu cu ăștia, mă? Da, și eu m-am dus. Să nu zic unde. Ce mai e un nenorocit acolo? Hai să luăm și pe ăla acum, dacă pot. Bine, și ori acum mă pregătesc de vreo 2-3 ore de farming, după iară 12 ore de War Thunder. Uite, mă. I-am dat foc și pe ăsta. Ia uite, bă, i-am dat foc și pe ăsta. Păi mai dăduse-n foc lui unul. Am 30 de numări. Ia uite, bă, gărgă! Gărgă! 4 avioane, mă, ca ție și gura ta. De-aia e frumos mereu ăsta, mă. De-aia e frumos mereu ăsta, mă, jur. De-aia e frumos mereu ăsta, jur. A, și am făcut aseară 12 de ortandă să cresc nemția. Negruț! Salut, domnul Negruț! Băi, ești foarte activ pe brigada, am văzut mai de acolo, domnul Negruț, să fii sănătos! Salut, Paul, după meci mi-a arăt și mie cât progres ai făcut la event. Bă, cred că sunt foarte prost, stau la event. Am avion în coadă. Mai ajungem? Deci... Tu ești băiatul care bagă live-urile de 10 ore pe Facebook. Da, frate, faci live de 10 ore? Vreau să te ajung din urmă. Iap! Câți abonați ai, apropo? Câți abonați ai, domnul Crețu? Da, 10 ore, mâncava-și gura voastră. Eu cel mai mult am făcut 5 ore jumate și am căzut leșinat. E foarte greu. Deci vă spun sincer, vă spun cu mâna pe inimă, nu mi-o luați nume de rău sau că nu vreau eu să vă ajut. Este extrem de greu să faci abonați cu War Thunder. Este groaznic de greu. Câți abonați ai, domnul Crețu? Domnul Gărgă, te uiți un pic câte avioane am omorât? Fii atent că mi se încinge și nu mai ajung. Bine, Buffalo! Ia uite, ia. Ferească că mă, Dumnezeu, cât e de bun tata Paul! Doamne, cât e de bun tata Paul! Cum le-a aterizat el pe foaia și ochișorii lui! Nu mai am internet cu boții și eu fac chiluri. Domnul Gărgă, nu vă supărați că vă spun. Gărgă, să moară Jackson, ia uite, 4 avioane am făcut cu avionul. Și am făcut și soft landing. Zice așa, nu cred că YouTube-ul are pe Facebook. Ah, doar pe Facebook. Mulțumesc mult de sprijin, am văzut că m-a ajuns mult și am spus să fac și un share pe pagina așa. N-am stat eu cu tine, Paul, dacă iau tankul E97, el pot să-l joc chiar dacă n-am... Cum? Păi poți să joci, dacă n-ai tankul la 97, poți să joci doar cu ăla, na. Dacă iau tankul ăla de 97, pot să-l joc chiar dacă n-am tankul ăla? Dacă n-ai tankul, nu poți să-l joci, dar dacă ai ăla e singurul tank, poți să joci cu el. Rămâi aici, se potrivește tankul ăsta. Frate, 4 avioane, mă? Goguțu! Goguțu, 4 avioane! Bine,
Și ăsta e șmecher. Vedeți că avionul ăsta e șmecherul de tot. Dar la reparație am uitat să vă zic cât costă. Doar 8200 la bereu ăsta. Mamă, eu trebuie să ridică, vă voi treaba. Domnul Paul, bagă și tu un Lord of Tanks, poate va merge bine. Nu, mulțumesc, nu pot să-l joc. Nu pot să joc eu așa ceva. Cum să joc așa ceva? Ești nebun la cap. S-a apucat, o să fie bun nenorocit ăsta. Te-ai apucat de suedezi? Scârbă, ce ești tu, scârbă! E atât de ușor să faci 4 kg de avioane cu avionul în Realistic Battles, nici nu vă închipuiți. Ce fă, mă, tati, mă? Hai, arunc aici, în spatele meu, aici, pune aici, în spatele meu. Hai! Are tata o pic, ia uitați-vă și voi, cum să-mi cumpăr eu scaun de game, ia uitați-vă. Cum să-mi cumpăr eu scaun de game, că mi-l face varză, ia-mă așa. Ia uzi cum face cu ghiare, cred că m-ar durea sufletul să-mi iau și de la cu LED-uri, cu blitz-uri, cu... Cum să vedem, mai bine... Mai bine stau fără scaun, joc pe de la de bucătărie. Am oară Jackson, dar nu-i juca pe ăla. Am făcut la F4C și mai am 180.000 până la F4E, sper că s-a meditat. Da, vezi că o să fie un pic... alt stil de joc, ai grijă. E mult mai frumos, Sir Thunder l-a jucat 24-24, un prieten cu Mario Forever a făcut 7500. Rogule, stai un pic. Stai puțin, că unii au și 100.000 de abonați pe Sub for Sub. Nu, tată, eu am făcut abonați aici pe aia. Au 19 oameni pe live, vinerea, unde ai o grămadă de live-uri, cu jocul War Thunder, care, vorba aia, nu știu dacă suntem 2000 de jucători în România și 1000 activi, eu zic că e o super performanță. Asta spun. Ia uite, mă, iar m-am umplut de bani, am ieșit și m-am uitat. Asta nici nu știu, ce e asta, mă? Additional round can be earned for 10 minute. A, asta da. Ia uite, deja am 5 cutii. Asta e șmecherie. Eu sunt tare mândru de comunitatea mea, pentru că nu faci ușor 1000 de abonați. Cu jocul ăsta. Despre asta vorbim. Eu despre asta vorbesc cu voi. Da? Să fie clar. La tancuri sunt același rang ca dumneavoastră și la avioane sunt la rang 5. Am înțeles. Crețu. Iap, e greu tare. Eu fac și pe UK și cu ăsta mai am noroc. A, faci în engleză? Și cum e? Câți abonați ai făcut? Cum se face? Uite, domnul Crețu, unde sunt. La începuturi. Deci, mai dă măicuța mea. Bogdan, salutare, cum merge eventul? Uite-te și tu, varză sunt la event. Vreau să încep și englez, am înțeles, 510. Bă, ai ceva doar cu War Thunder? Ai ceva, 510, dacă i-ai făcut doar cu War Thunder și faci de mult? Și hai să-ți mai spun o șmecherie. Și poetez, nu, așa da. E foarte greu, fraților, credeți-mă, e foarte greu. Domnul Bobei, sunteți invitatul meu. E foarte greu cu War Thunder să faci 500 de abonați, credeți ce vă spun? Adică știți de la mine, suntem în urmă cu 5 secole la event, exact. Sunt recent pe joc. Deci mai repede faci cu ETS. Vă aduceți aminte că eu mi-am cumpărat un joc, Truck Driver. Băi, deci acolo am făcut 10 abonați așa, doar că a apărut și jocul. Pac, 10 abonați! What the fuck? War Thunder, un abonat pe lună. Gata, eu acum fac. Apropo, deci am făcut 300 de abonați într-un an și acum cred că am în 3 luni 10 abonați. Despre ce vorbim? 1310 abonați, hai că a dat Dumnezeu. Deci nu mai, gata, la mine, eu m-am plafonat cu jocul, ca și număr de abonați. Ai, mă, trebuie promovat, asta e ideea, dă-i dracu de abonați, pardon, ca idee, ca număr de abonați, nu că vă dăm dracu pe voi. Nu contează numărul de abonați. Bă, cât promovare în tine. Băi, atât de minunat jocul ăsta. Doamne, Dumnezeule mare, că îmi vin toți dragi acum pe tine, Crețule. Deci problema nu este... Nu se joacă, bă. Joacă World of Tanks, frate. Bă, mor, bă, jocul ăla World of Tanks. Super World of Tanks, umăți. O porcărie de joc. Cum jucăm pe asta?
Tot înainte cu fiatul pe ei, să știi. Dai cu fiatul, boss. Dacă dai un ochi la mine pe pagină, aseară am făcut live de 12 ore și mai făceam, dar mi l-au închis ăștia că era prea lung. Așa este. Bravo, bravo. La noi în România nu sunt mulți oameni care joacă genul ăsta de joc, dar în el... Dă în el cam BMW, exact. Dau un Breda acum, dau un Fiat. Lasă, tată, că ușor, ușor îl face mare. Nu e promovat. Hai, domnul Buffalo, ia să vedem, avem și pe domnul Bobei, auzi? Și să vedeți ce fac. Deci când jucați în Realistic Battles, frate, nu vă duceți voi să luați primul punctul, să luați cele mai multe puncte. Nu, așteptați să vină și cu echipierii, mă, boys. Așteptați să vină și ei, că nu vă costă nimic. De ce să iei tu 400 de puncte când poate să ia fiecare câte 200? Înțelegi? Asta era ideea. Și luăm toți. Iau brigadierii. Corect? Asta e frumos. Păi pe mama lor doi bovei. Ia. A, vine Iugin. Variantă mai bună, mai aia, ideea este că e Phantom, frate. E Phantom, Phantomul e șmecherie, să-l ai acolo. Ar trebui, deoarece jocul e bun și te ajută la dezvoltarea team play-ului, ceea ce cu românii nu știe cât ai. Oh, românii nu știe la team play? Mă bubnește râsul! Orta nu e un joc, dar S3 joacă lumea. Nu, S3, nu știu ce înseamnă sunt. Deci la noi românașii să joace în echipă, ce dracu, mă, trebuie prostie, mă bubnește și râsul, jur. Nebunilor care sunteți voi nebuni. Stați așa că m-am dus ca tâmpitul iar pe aici, nu știu de ce. I-am luat ceva, ha 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 ha! Dă-i, ia uite. Arghe destroyed, ia uite-l pe ăsta aici, că aici gura lui, dă-i că m-a luat ăsta, nu m-a luat! Da, la bine, mă, bine, mă, Bobei, mă. Fiat-o, mergem, fiat-o, dă-mi fiat-o. Așa se întâmplă și la joburile și peste tot, da. A, știi cum e. Mor când văd casca aia de centurion la tine. Mor când o văd. Tare mult îmi place. Hai, mă, păi, mă, ce vrem de pierdut, mă, nimic. Nu avem nimic de pierdut. Uite asta. Ia venit, mă, firea mama voastră are. Ia uite, Buffalo. Bine, Buffalo! La noi se joacă CSGO și se înjură că nu îți cumpere arme la începutul lunii. Uite aici, mă, cum dă mama noastră. Băi, ne merită în soarta, și în trafic, și în jocuri. Și în societate, suntem vai de mama noastră și în politică și pe unde dracu ne duce, ne facem de căcat. Și voi vreți să bage TR-81M1. Ce treacă despre ce vorbim? Acum îmi văd multe despre eu, proiectit distanțe, am un amic cu care așa peream și să mă învețe, dar e wow și multă mecanică în acest joc, e bun tare. Asta vă spun. Bucurați-vă de orta în afacere. Moară Jackson, dar nu dau în tine ca în BMW. Fraților, copila așa și 20 plus, lasă-ți Warzone și apucați-vă și de ăsta, tata. Eu m-am lăsat de Warzone pentru... Warzone, bă, și ăsta e tot un Warzone, dar e cu tankuri, exact același lucru și cu ăsta. Deci este exact același lucru. E distroi, gărgă, te-am umilit astăzi, Google, te-am umilit. Ți-am dat rușinica, la izmenica. Buffalo, vine tata pe ei acum. A, cu și ca scuză-mă un pic.
Da, așa că mi-a dat ușor acum mie. Ah, el crede că eu stau, că eu sunt noob. Bobei, i-am spart pe ăștia aici, să știi. Ia uite, ia uite echipă, frate. Ia uitați-vă echipă. Ia uite echipă, mă, cavă aici gura voastră. Mai zic că vreau ceva despre noi. Despre românii din War Thunder. Că mă bunește și râs. Eu m-am lăsat de ori. Da, dar nu sunt... Aici sunt și aici, băguțule. Am avut și experiență cu Codex. Stai tu liniștit. Unul aici? Da unde? O mai repar și eu aici? E unul aici, mă, să moară, mă, să-l văd și-l aud. Și mă duc și peste el. Ha, 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 ha. Uite-l, mă, uite-l, mă, că e așa. Ia, hai. Toti, adu-ți-le, target destroyed. Chiar român? Exact. Deci ideea e că nu scap de ei, pentru că ei din frustrare sunt așa. Pentru că nu sunt în stare să joace cinstit. Și corac peste pupăză. Deci mai dădești cuvântul că n-are, știi? Mă rog, asta e viața. Și mi-am luat și hate-reală și... din cauza lui. What the fuck, ne-au omorât pe ăsta pe amândoi, bă! Poate pe viitor, când mai crezi puțin și nu văd, așa o să cere, dacă ești interesat, vreți să facem un timp lamp. Să nu, dragul, să le dau ceva în bărbuță, că ăștia strică tot în jocul. Și tu crezi că o să scăpăm vreodată de ei? Spun eu, niciodată. Crede-mă, niciodată nu scăpăm de ei. Dar s-a dovedit până la urmă, eu nu am crezut că era. Ba da, era și s-a dovedit că l-au blocat ca engine-ul. Bă, frate, dacă te-am văzut pe lista gaijinului că ai folosit citi și citer, bă, și eu era de... Cum îl cheamă, mă? John Morrow, nu? John Morrow îi zicea, da. Păi a apărut pe listă. Citere, gata, la revedere, poți să fii în ochii mei. Te-am crezut de prietenie, la revedere, ai apărut acolo. Uie! Gata, te-ai dus dracu. Asta e ideea. Și ce credeți, că nu și-a făcut alt cont și s-a apucat de alt cont? Hai mă, ce dracu, despre ce vorbim? Asta eu zic, nu scăpăm niciodată de cheater și niciun joc și nici în societate, frate. Și în viața de zi cu zi, e unul mai cumos care vrea să te păcălească, așa și aici. Mie îmi zicea că are monitor, pe păi și mie zicea că, domnule, eu ziceam, cum îi vezi, mă, John-ule, bă, că am monitor, uite că eu am rezoluție, că am, păi, nu știu, bine, diagonala mare și de-aia vede așa, eu v-am pus marker că, și nu, dar nu ați văzut. Să moară Jackson, e unul aici, aia. Ia uite, bă, pe buffalo-ul ăla, eu vreau avioane, uite-l. Eu vreau să dau un ăsta. Hai, vină deasupra mea. Vină deasupra mea, bă, că ce ești curișorul tău. Aircraft destroyed! Mario Pomovi, salut! Ce event mai e, Gogule, să-ți iei avion de la nemți? Tank de la americani? Și eu nu am 240 de hertz și abia îi văd pe un... Da, frate, asta e, n-am știut, acum știu și eu ce înseamnă și îi vezi imediat. Ia uși și râd fetele mele pe acolo. Salut, domnul Mario! Mamă, Mario Popovici, abonat de la mine. Ce dracu afiune ăsta, mă, potez? Ce dracu afiune? Deci câte avioane mai am? Nu are nicio legătură monitor, bine, bineînțeles. Frustrare are. Când ești frustrat, nu știi ce să faci ca să poți par și tu acolo. Francez, mulțumesc. Bă, ei, când ai brigadier adevărat, frate, și eu am zis întotdeauna, bă, niciodată să te consider că ești tu mare șmecher învățat, a tot știut tu. Niciodată, întotdeauna există un pește mai mare. Și ăla sunt eu. Păi ce să zică, care hack? Exact. Bine, boss, bine, boss, ia uite ce frumos m-am pus aici. Fuck, fuck, nu l-am văzut. Aici.
M-am dus ca prost. Și credeți-mă, eu joc la 300-400 de FPS-uri și la 150 de FPS-uri nu mai contează câte ai, nici alea nu te mai ajută. Google, important e să-i vezi. Uite, eu am 4K, am asta și ce joc... Fii rar, măicuța voastră, dracu, stai că intru cu avion acum. Eu am 240, dar degeaba dacă am 83 FPS-uri în meci, exact. Crețu skill orcit. Știi cum e? Antrenamentul spune cuvântul. Uite ce e aici. Eu jucam cu el și cu băieții din Squadron și ne făceam nu că el juca și atât, erau slabi. Iorgu! Dar el nici cu hack nu era eficient. Dar mai dă-l, doamne. Gata, asta e. Ia uite-l pe Yugi, nebunul, Bobe. Ia uite, bă, Team Orc of 5. Bă, nenorociții, bă. Bă, nu mai am loc de ei. Omoară ăștia tot, bă. Dați-mi și mie pe hartă. Target destroyed. Doamne, ce-mi place. Doamne, ce-mi place jocul ăsta. Doamne, cât îmi place jocul ăsta. Doamne, cât iubesc jocul ăsta, jur. Final blow. Îl făceam și pe ăsta. Scârba scârbelor. Important este să te distrezi. Exact, frate. Asta e, dacă știi că ai hack, ce dracu să... Că-ți bunești pe dracu să te ia. Bun, ia să vedem așa. Ia uite, cum fac castea. Ce e asta, mă? Emblema, mă, scuadrila. Ce vorbi? Bă, ăsta e mișto de pus pe aripă, băi. What the fuck? Să vedeți ce mișto e de pus ăsta pe aripă, mă. Teamwork, baby. Exact, domn Bobei. Ia să vedem echipa aia. Du-te, bă, de aici. 4 tankuri cu un avion, 2 zone așa. Buffalo, 5 tankuri cu 2 asisturi, zone. Nenorocitul de Bobei, 3 tankuri. Ăsta a făcut 5 tankuri așa. 3 tankuri cu 3 asisturi, zonă luată. Yugi, 2 tankuri. Ce mai vrem, mă? Teamwork. Bine, băieți. Stai, nu mă încordez că să crapă pielea pe mine. Stai să-mi customizez și ăla. Paul, pentru tine, tortura supremă ar fi să nu mai joci Ortandar. Da, jur. Deci chiar a suferit să nu mai poți să joci Ortandar. Eu i-am zis lui nevastă mea că dacă mor, să-mi pună sigla Ortandar într-un colț al crucii acolo, pe suportul ăla de cruce, nu știu cum e. Să-mi pună acolo sigla, să o am acolo. Că știi cum am zis eu, Ortandar până la moarte și dincolo de aia. Bun, hai să customizăm ăsta. Ia să vedem. L-am găsit, dar unde dracu era ăla? Trebuie să mi-l pun pe ăla. La italieni, la italieni ar trebui să fie. Italie. Bă, ce mișto e bulldogul ăsta, unde dracu fi ăla? La special? La mine a venit un handicapat de la noi în artileria mea și a murit. Să te fi jucat War Thunder pe vremea lui Ceaș. Mamă, ce mișto ar fi fost. Deci l-am luat pe ăsta care e la event acum. A, ăsta e cu la elicopterele rusești. Ia uitați-vă ce mi... What the fuck, să vedeți ce frumos face tata Paul acum. Te vede bine? Nicey. Nu se vede frumos? Nu, 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 ce-am făcut? Hai să vedem bine, zic, a? Dar nu pot să-l pun, din păcate, pe... ba, da, pot să-l pun pe ambele părți. Da, și-l pun și pe ambele părți, dacă vă interesează. Să văd frumos aripile astea și este. Are așa... Astea așa de aripi, știi? E pasăre. Facem așa să se vadă și pe spate. A? Nu se vede frumos așa? A? Hai să vedem. Hai să scoatem asta, că lasă și pe Paul, că Paul și Paul ăsta s-a cam șmecherit, știi? Hai, lasă-mă, Paulic! Lasă-mă, Paulic! Mai facem și pe ăsta așa. Și-l fac așa. E, și acum facem în oglindă. Flip. Bă, dar ce tăștept să...
Și la mine și pe ăsta tot așa. Vedeți? Și fac cu aripi așa. De-a dân aripi. Este ce frumos. Nu-i frumos? A? Nu vă place? Îmi place tare mult. Vreau să punem în mod egal așa frumușel. Cam așa vine, nu? Da. Da. A? Nu-i frumușel așa? Că arată bine. Mă rog, poți poate arată ca dracu, dar nu mai contează. Nu arată bine așa? A? Vă place? Cu laserul de la măgurele? Exact. Aia mai trebuie să bagi în War Thunder. Gata, dracilor, hai. Este 21:40. 34 de like-uri. E careva care m-a uitat cu vreun like? Nu de alta, dar e cu supărare după aia. Ce faci, tata meu? Mâine vezi că mergem la cumpărături? Mâine mergem azi. Păi da, să mergem să luăm țoale și Adidas. Nu, în plața, nu merg eu în Afi, că Afi mă obosește, nu-mi place. Mă enervează Afi. Plața. Plața! Plața. Bine, cum zici tu? Plața. A, ce bine mă înțeleg eu cu fime. Eu uitasem de like. Tocmai Domn Bobei a uitat de like. Ferească-vă Dumnezeu, treci și Măriuța, dar tu mi-ai dat like? Plața. Am plecat acum așa. Afi și eu. Plața. Măriuța, tu mi-ai dat like-ul? Afi. Bine, tati, Afi, numai să-mi dai like. Tati, deschide și mie geamul la bucătărie, te rog. Tu mai bună ea pe plată, cucule. Jur. Mi-e cald, bă, să încălzește ăsta, trebuie să-i pun ventilatorul ăla de la biga, frate, că nu mai pot jos. Mamă, calorifere, mânca văciură. Deschide și mie geamul ăla, te rog eu din suflet. Și închide ușa la bucătărie și du-o pămașa la Bolintin, la ogrezeni. Hai, băieții mei, să vină brigada. Păi ei și pe mama lor, ia să vedem așa. Iar te-ai impus. Da, o să-l pun și pe ăla, iubita mea. Eu am dat like înainte să zic, haide, foarte frumos, am dat dislike, Andrei, apă plată, best apă, salut, Mihnea, salut! Câte camere ai? Două și cu holul ăsta unde joc eu aici, pot să zic două camere jumate. Deci eu am aici 2 metri jumate pe 3, mi se pare. Am un hol, am spart niște cămări și mi-am făcut o cameră unde joc, nu mă deranjează nimeni când vorbesc tare, mai țipă nevastă mea, că țip și vorbesc prea tare, dar asta e viața, nimic nu e perfect pe lume. M-a luat cu defecte. Bine, am numai calități. Preci, în afară de a duce bani în casă, n-am nicio calitate. Acolo îi aduc. Ce-i drept? Fiți atenți, aștept brigada. Opa, e de la apă plată să vină brigada. Domnul fotograf, poze ceva? Hai! Hai să ducă nu bola ca să-l ia pe ăla, știi? Că noi nu suntem fraieri, ne-am îmbătrânit degeaba. Ne-am îmbătrânit degeaba. Acum hai înapoi! Am rămas cu 9000 Silver Lions, mor! Doar cu 9000? Să mă rog, Jacksona, care a tras 2000? Uitați-mă un pic. Aha. Mă, că am luat văzut. Aoleu, uite-l acolo. Mamă, 2 sunt acolo, să moară Jackson. Arghe, destroy cum ai și nubu. Dar au trebuit să moară brigadierii ca să fac și un kill. Nu-i frumos. Mamă, ia uite-l pe... A, n-a murit Bobei, a murit doar Buffalo.
Suntem doar la Puget, a murit Jaxana. Aoleu, a murit și Baful. Păi ce facem, mă, băieți, mă? Păi ce facem, mă, mă faceți de râs? Aoleu, 45 de secunde, fugi! Aoleica, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite cum vine. Nu pot atât să-l dau. Aoleu, ce ne-au făcut ăștia? A murit Jaxana și acum ce faci? Vin cu avionul să moară Jaxana. Iai, cu avionul cu aripi! Vin cu avionul cu aripi! Mamă, 9000, 9000 e cam puțin, bă. Ia uitați, frate, nu se vede frumos? Eu zic că se vede foarte frumos. Mă rog, aici se vede cadra. Da, aici se vede foarte frumos, îmi place cum se vede. Ia, zboară, puiule, zboară. Ia să vedem. Da, se vede chiar foarte frumos. Superb chiar. Domnul Bobei cu iareu, bă. Dar unde te duci, domnul Bobei, nu vă supărați. Că vă întreb, dar unde, doamne, iată, am uitat că trebuie să dau și training 20.000. Aaa, ai cumpărat un de-asta. Băguțule, după 5 milioane poți să stai liniștit, crede-mă. Dă-mi pe hartă, Yugin. Aha, ok. I-am văzut. I-am văzut, i-a văzut tata Paul. Nu mai dau una la calul la Buffalo. Eu am 300.000 de silver, dar nu prea am ce luam, 19 milioane și tot nu sunt niște, și eu la fel. Opa, avion. Da, mă, că eu stau după tine, mă, mor tu, că stau eu după tine. Ia stai să aruncăm noi bombele. Dar unde morți și orii tăi, tăi dus? Aha. Stai un pic, stai un pic. Mamă, cum am trecut pe lângă astea, jur. Ah, mi ți l-a luat. Bravo, tată. Eu mai dat și de bombe. Deci trebuie să mai iei în bază, eu. I'm sorry, mother. Un pic am greu e asta așa. Mi-a luat la aripă, mi-a găurit aripa nenorocit-o. Deci, de ce nu vezi sâmbătă? De ce nu faci și sâmbătă live? Băguțule, eu fac, cred că duminică n-am să mai fac și vă spun și de ce. Frate, duminică sunt deprimat rău de tot când ce muncă. Am o groază de avioane necumpărate, dar ca să aștept să vină reduceri. Băi, eu nu sunt frate și eu, bă, când îl am luat, îl iau, frate, să mă bucur de el. Eu am început să joc tankuri, că jucam doar avioane și am terminat astăzi tot rankul la Germania. Bravo, Mignea, scamatorii modeste. La ce te referi, scamatorii? I-am făcut eu, am o groază de avioane, de ce nu faci live la 900.000? Bă, ăsta e aeroportul, scuzați-mă. Bă, frumos avenea. Bă, frumos e făcut, mă, să moară masa. Bă, frumos e, mă, jur, mă. Minune de joc, bă, minune de joc. Noroc cu avioanele astea. Noroc cu aripile astea. Bă, dar știi ce am observat eu? Nu mai mi-apar aici, în dreapta, când îmi vin mesajele. Ați observat chestia asta? Apropo, de ce? Fuck! Ia fi atent și faci tata power. Nu sunt sănătos. Deci nu sunt sănătos, uitați-vă cum l-am pus. Ia să văd eu aici, cum pot să fac, dar nu, că n-am, am doar camera, atât. Am umblat eu la ceva pe aici, nu face nimic, dragi prieteni. Nu face nimic că ne uităm pe telefon. Iese-te la avion, exact, băi și-o lua pizza, uite-l. Cum stăm? Not bad. Baful, da, noi suntem aici, aereu a murit. În cât timp ne reparăm? 9 secunde. Ce înseamnă 9 secunde pentru mine? Mă, nimic. Nimic înseamnă.
De PlayStation vreau să vă zic că sunt super mulțumit, n-am ce să-i cer. N-am ce să-i reproșez. La probleme moderne trebuie soluții moderne. Bă, nu înțeleg la ce te referi. Eu am început să joc, dar jucam de la avioane și am terminat. Bravo, apucă-te de-a ne... Aoleu, ce repede s-a ridicat nenorocitul ăsta, trebuie să mai prind viteză. N-ai nicio problemă, mergem așa. Nici eu nu sunt sănătos, ia. Uite umbra, uite umbra. Mă, al dracu' să mă. Mă, al dracu' e Paulica asta, mă. Hai că ajunge! 26.000 este... nu sunt bani. Nu, chiar deloc. nu sunt bani mai deloc, să știi. Păi uite și mă gândeam, ia să fac mă și pe Twitch. Credeți că pe Twitch o să am mai multe vizualizări? Nu, cred. Apropo, o să vă dau link-ul, dacă fac weekendul ăsta. O să vă dau link-ul să vedeți. Salut, Andrei, bine ai venit! Dezactivează auto restrict near ground. Ah, ca să poți să vii mai aproape. Pe Twitch poți încasa și niște cașcaval. Păi și aici am încasat cașcaval. Ia. Cât aproape era ăla pe mine. Uite, trei avioane, dă-le dracu de avioane, pe care să-l iert? Îți permite să faci manevre lângă sol. Opa, stai mă că noi avem task-ul la Bobiță. Bobiță, noi avem task-ul la să luăm avioanele și ei sunt deja pe partea asta a mea. Este așa. Dă-i doar să-i văd, doar să-i văd. Stai să vină nenorociți. Uze un pic. Cu trei să apar. Stai liniștit că apare acum, imediat. Need cover și acum nu mai vine niciunul. Roger that. Aha. Să răspundă ăsta. Dăbesc așa și n-am omorât un avion. Nu știu cum am făcut, fără la Germania, am pus pe slotul de tarcuri avioane. Slăbuț. Bine că nu e gargarelul aici. Bă, trebuie să mai fac un kill de avion. Atât, un kill de avion. Haide! Asta am deja, e bine. 10 minute, nu ai resurse. Nu ai resurse, trebuie să joci ca prostul. Mici accidente cu AA, the best squad și eu sunt cel mai slab. Slăbuți puțin spus. Doamne, luați-l de pe mine că-l omor cu bătaia. Doamne, nu te-ai prins eu la grătar? Dar nu storm bere pe jarul de la mici. Nenorocitule. Iugin. N-ai cu cine. Echipa slabă. Așa să-ți spune acum. Am văzut că și MCM-ul mi-a luat vorba. Mai și MCM-ul e cu noi. MCM-ul, nu știu, vorbea cu un băiat pe Discord-ul lui și ce nu știi că mai nou acum așa e. Echipa slabă. Dacă te prind teleșin, cu mici, îmi dai atâția mici că nu mai poți să-i mai mănânc. Nu mai poți să-i mai mănânc, frate, mi se face rău acum de la ei. Nu mai poți să-i mai mănânc. Mănâncare, tucate. Doamne ajută, noi să fim sănătoși. Îi băgăm cu trifermente, îi băgăm pe drecuțe. Asta nu trebuie mine. Bag pastram în tine. Mă, bună. Bă, și un piept de puia, și o pulpă de puia ar merge pe un grătar. Aoleu, știi de unde am mâncat gărgărelul? De la Grivița Grill. Am văzut că ai fost pe acolo. Mami, mâine mă duc chiar să iau pui de la grill?
Sau după ce mergem la cumpărături, mergem la grill. Hai la un rofer. Nu, du-te liniștit, tată, du-te liniștit. O misiune a jucat și nici pe aia n-a antenat-o. Duceți-vă liniștiți și aveți, dacă nu vreți să stați pe live-ul meu, duceți-vă liniștiți acolo. Cine are... Da, da, așa e echipa, așa mă, că e cu mine meciul meu aici. Am oaie. Fai, mi-a vita pe-n gură. Dați așa, mulțumim niște cafeluțele. Mamă, miroase a usturoi de la salamul ăla. Mecel meule, vă că nu te-ai lepădat de Ortanda, te-ai lepădat doar de Satana, a? Ia uite, Valentin, ce faci dacă ai toate tancurile din Ortanda? Joc de plăcere, Gogule. Joacă un singur Warfer doar ca să vedem și noi. Ok, mamă, miroase a usturoi. Mama, bagă-mă salamul ăla cu de porc într-o punguță, că ne-a rupt de miros pe aici. Bă, simt și băieții ăștia de pe live, simt mirosul de usturoi. Da, mă, aveți dreptate, trebuie să joc, mă, să vedeți și voi cum e. Mulțumesc, mare domn! Păi și eu, mă, pentru voi, cum Doamne iartă-mă, pe nu sunteți voi prietenii mei? Acum fie vorba între noi, îmi place, nu-mi place, trebuie să o fac. Dau cu fiatul, dau cu fiatul! Scârba mătii! Hai să-l dau pe ăsta afară. Aoleu, sorry! Dă-i fi răbdactul al drec. Hai că mă scot ăsta pe mine, acum altul. Și, Pauli, că se retrage în liniște. Mecem eu de ori Thunder niciodată nu mă repăt. Așa sunt și eu. Doar moartea mă desparte de ori Thunder. Na, mă, eu nu mă plisesc de jocul ăsta. N-am cum, eu dacă sunt plictisit iau o pauză sau nu mai joc în ziua respectivă. Bă, dar a doua zi l-aș mânca pe pâine, mă. Bă, fraților, dar așa mă gândesc. L-aș mânca pe pâine, efectiv. Da, uite-l. Da, uite-i. Da, uite cum să-ți iei aici scârbele pământul. Mi-a luat ceva. Aoleu, m-a luat de tot. O, ce bine că a tras în ăsta, am scăpat eu. Cred că e englezesc ăsta, nu știu ce dracu fie. Nu pot să mai trag, gata, s-a dus. Ce-i tati? Tati, deschide geamul mai mult, că mi-e cald rău, mă, tata, mă. Ce să mai stau? De ce să mai stau acolo? Am plecat. Usturoi cu mici și sarmale și piesa de rezistență frigărui. Mamă, dacă mănânc sarmale cu usturoi și cu mici, a doua zi sunt internat la spital. Crapă fica pe mine, jur. Nu pot să mai mănânc astea. A, că mănânc un mic de poftă, atât? Mamă, ce bine te-ai așezat să moară, Jackson. Să moară, Jackson, ce bine te-ai așezat, target destroyed. Unde e Sebastiane? Că te-am văzut aici. Ia uita. Mamă, mâncava și gura voastră ce iau KV2-urile cu ăsta. M-am zis eu, bă. Bă, băieți, terminați-vă, mă, cu prostiile, că l-au omorât băiat. Bine, mă, băieți, bine, mă. O, mă, nu mai e unul aici. E unul acolo, dar nu-l văd. Mamă. Ah, după clopotul ăsta aici. Nu pot să-l iau, mă. Sunt supărat pe tema asta. Opa. I-am dat hit. Uite-mă pe scârbă, uite. Nice, m-a omorât el. Îmi plac foarte mult tank destroyerele de la germani, chiar și acolo. Bă, chiar au tank destroyere. Deci chiar au tank destroyere, la bereuri mici. Asta au fost ei șmecheri așa. Ei n-au fost șmecheri degeaba, înțelegi? Hai să ne dăm repede cu avionul. După aia luăm asta.
Ăsta au câștigat ei. Au ajuns până în... la periferia Moscovei, ce dracu. Aveau cu ce gogle, asta e ideea. Avem o cafeluță. Foarte bună asta. Another zone captured, we have the advantage. Oh, thanks. Cu ce tank ai jucat? La ce anume, gogule? Ce am văzut aici, bă, ce înseamnă să ai calculator șmecher? Am murit ăla. Ce înseamnă să ai calculator șmecher, să-i vezi? Ia uite-l. Uite, mă, eu nu-i vedeam înainte, mă. Un pic mai aveam, bă, să apăs, bă, un pic mai aveam. Ferească-mă Dumnezeu, băi, ce rău îmi pare, bă. Lasă că-i doverim aici. La 4-0, ăla era Breda. Breda 501 se numește. Îți zic imediat după meci numele. Breda 501, ăsta e. Hai de cap, bă, ce mi-ar fi plăcut să-l iau pe aia. Băi, eram cu bombele pe aia și iau și doi, zic, mama, să vezi, bă, acum. Mama, să vezi acum ce-mi crește cota pe YouTube. Vreau avioane să vină avioane pe băiatul, dar bineînțeles trebuie să fac și o task cu avion și nu vine avionul, bă, dacă vine să credeți, bă, vine să credeți așa ceva. Pentru cei care doriți să intrați în Facebook cu Brigada War Thunder. Păi, pe mama lor. Fă-l un nenorocit, vă spun eu, e un nenorocit ăsta, cu joacă cu suedezi, cu d-astea, fițe, căcaturi. Terminați-vă, mă, prostiile, mă, jucați, mă, cu tancuri, adevărate, adevărul cam șur. Am la suedezi. Dar nu vin avioane, să vină avioanele la mine! De ce nu vin și la mine avioane? Teamwork! Vine buff-ul! Hai, dăm un pic în buff-ul. Buff-ul, ai curaj să vii pe deasupra mea? Sorry, mă distrez! Mă distrez, nu știu ce mi-a tras. Deci nu cred că am fost eu. Sorry, îmi pare rău. Eu îi bag ăsta și se poate acum. Aulă, doamne, doamne. Aulă. Mai ai curat să fii cu un avion? Lumbar, e probabil ce să-i văd eu avionul. Am dat, ria de-aia rupt. Știți că aici, pe harta asta, este filmulețul ăla pe YouTube, filmat al Neurgu, când un Pershing omoară un panzer. Nu mai am avioane. Oricum vrei să faci kamikaze, brave. Nu mai bad notul connection pe ecranul meu, Google, ai problemă la tine? La tine? It's your problem. Mamă, ce-am dat-o în engleză, boss? Și-am dat-o în engleză, să vedeți cum îi apucă aia de live-uri în engleză. Vai de ca voi să vezi atunci abonați. Dacă îi dau și una lui ăla, mă spurg că l-am dat afară din joc. Destul, și n-am fost în stare să omor și un avion. Asta e, mă, nu faci nimic. Haide, mă, mergem pe altceva, dacă vreți, voi merge pe altceva. Ia uite cutii, frate. Ia uite cutii cum se fac cutiile. Îndrăci să fac cutiile aici. Haide pe 2077 la să vadă lumea. Da. Atat, mergem acolo, nebunule. Ia, cum stăm? Neagri și cu păr pe aia. Ăsta ce dracu' tun?
Bă, dar nu îți dă materiale, voi ați observat, nu e ca în alte dăci. Nu îți dă materiale. Sunt morțișorii tăi de găijin. Salut, Venom! Ia stai, Gogule, stai așa. Hai pe 2077, că ce toamne mai zic. Gata, boss, hai. A, nu ne lasă în scoat? Ia dați ready. Yugin? Ne lasă, mă. Poate juc și eu cu una cu tine. 50 de lei. Nu, să avem momentul. Lime, ne lipsește, ai primit-o... Mami! Mami, ne-a dat Lime o cursă gratuită! Să ne primăm cu trotineta. Valabil până la 10 minute. Ei, drecu, ce sunteți. Vă rup! Ia să vedem, domnul Buffalo. Lumina se vede bine? Sunt frumușel, grăsuț? Harpy, Harpy, Marpy! Ia mă, eu vreau să joc cu ăsta la altul. Termină-te cu prostile, că nu să joc eu cu Terman. Ia să vedem, băieți, aici. Ia să vedeți voi ce avem noi aici. Mâine așa începem live-ul cu ăsta. Ne dăm dracu. Deci avem tankul ăsta care e super modern. Iau, i-a dat cufum, bine că i-a dat cufum. Și mai dai left al cu G și ia uitați-vă. Ia uitați-vă, băieții noștri. Ia uitați-vă, Buffalo. Hai, Buffalo, mă țin după tine, că tu știi hărțile, nenorocitule. De ce trage la el? De ce trage scârba aia în el? Dacă eu pricep ceva după aici. Să moară Jax, iau. Mamă, câtă mitraliere are. Mamă, e superb, superb e joc. E doar ochii, să mă doar ochii dacă înțeleg ceva. Captain Speed. Nebunii care sunt ei nebuni. Aici am termal și pe ăsta, mă. Am termal cât vreau eu, mă. Fac ce vreau eu cu termal. Nu i-am făcut nimic, mă. Kill assist. Nimic. Kill assist, atât. Deci totul este al negru. Observați? E super jocul. Ce nu poți să-i omori? Ce nu poți să-i omori? Nu știu cum îi omori pe ăștia. Hai! Hai, mamă! Ăștia cum îi omori, mă? Față cu avântul. O să le înveți? Băi, le-aș învăța, da. Nu prea vor ele să înveți. Maria... No. Asta, sunteți nebun la cap. Despre ce vorbim, boys? De ce nu trage? Nubi, nubi, dă-i drecu. Bă, dar voi cum reușiți să-i omor și eu nu? Era prea mus. Aaaa, eu pot strage cu racheta, mă. Dar ce nu ziceți, mă, așa, că pot strage cu racheta?
Ăsta este un Bradley, mă. Du-te, mă, de aici! What the fuck? Și cum fac, mă, să cad? Du-te, mă, la alt! Cum fac, mă, să o ghidez? Mie îmi spui când ești liber, eu aduc banii. Gata, mă, ești în față. Mă încarci, nu mai vrei. Ui, dă-mi cu racheta de Y. Nu mai am nimic. Eu zic să mă omor. Se duce așa. Este, mă! Este, boss! Harpy, de ducem pe Harpy. Kill assist, nice! Aha, hai că înveți să le pui, dacă ai învățat să le pui, ești mecher. Gata, m-am învățat, mă. Am terminat de mâncat, foarte bine, să-ți fie de bine. Dă-i cu triferment. Aha, deci acum trag și cu racheta, dacă mă enervați. Ia uite, hai să luăm și noi un cariciopter. Bă? Ia uite, 8 asisturi, mă! Ferească, mă, Dumnezeu! Ia uite, mă, Buffalo, mă! Ia uite, mă, începătorul, norocul începătorului, mă! Ferească, mă, Dumnezeu! Ia, da, aici, mă! Ferească, Dumnezeu, norocul începătorului! Noroc de tractorist, exact, nu începătorului, corect? Bine zis, bine zis, bine gândit. Ăsta ce face contra rachetelor? Ia să vedeți că el nu se uită aici la mine. Cătălin, să știi, eu cu BR2, habar nu mi-am asta, salut, acum am văzut că sunteți live. Ei, vule, să trăiești, nu-i nicio problemă, tată. Nu-i o problemă, tată. Eu sunt live oricând, oriunde, oricum. Da, mă, dracu. Și cum fac acum cu asta? Ia să vedem. Nice. Și cum tragi cu ele? Da, mă, dracu. E, ai, asta da șmecherie. Nice. Și-o cum trag? Bă, bune, mi-a dat hit. Bă, dar n-arată rău deloc asta. N-arată rău, da, mă rog. Ăsta da avion, da. Mă place. Cred în ele, nu-s pentru mine. Totul e prea rapid, extrem de rapid, dragul meu prieten. Luăm și noi un harpy.
asta e cu avion, cu asta, cu rachete. Arată foarte interesant. Bă, e dronă, mă, asta! Bă, nu-i rău. Not bad, jur. Not bad, not bad. Not bad să moară, mă, asta. Chiar e mișto. Uite, vezi, îmi place dacă îl descopăr. Aici nu se poate conduce. De ce nu moare? Are ăla protecție activat. Aha. Da, da, not bad. Uite, explozat singur. Cu harpi. Hit. Are sistem cu laser auto împotriva rachetelor, da? Dar nu-i rău. Morțișorii tăi cu tot. Atunci mă duc pe Harpy, poate n-are ăsta activat. Foarte tare, frate, jur. Îmi place, chiar îmi place. Da, da, a început să-mi placă. Ăsta e viitorul, de fapt, ce să... Și faci cumva, dar nu știu să fac și cum. Da, nu-i rău, nu-i rău. Dar nu-i pentru mine. Le trag sub tun. Gata, Google, mulțumesc. Băi, am bătut mâini și nebun la cap. Ne-a rupt Buffalo, mă. Abia aștept să bage ăștia drone în Northlander. Bă, știi cum e? Bagă, când au băgat elicopterele, ne-a încăcat pe noi. Uite, mă, că mi-a dat și mie asta. Când au băgat elicopterele, ne-a încăcat pe noi. Dacă mai bagă și de ăștia... Acum vă place, nu? Da, îmi place. Da! Tragem balonul cu aer cald. Why? Ce mi l-am primit eu aici, mă? Ah. Mai vorbește fiime acolo. Gata toată lumea? Hai că încep să mă placă nenorociților. Și mie încep să-mi placă nenorocitule. De Paulică, ce ești un nenorocit. Nu are mai ce trebuie, ce trebuie. Ori tandere. Really? Mamă, mi-a dat de la început ăsta. A, nu, glumesc. Ce mai vreau? Avionul la rechete Tomahawk și e ca la Maverick-ul ăla de... Dar mai șmecher, cred. A, deci... What the fuck? Ăsta e anti-indian, mă! Asta, da, asta, Tom Clancy parcă era. Mamă, se mișcă senzații, jur. Mă incomodează. Wow,
Ce drifturi, Goguțule! Ne oprim și noi? Nu. A, trage și după rachete și după... A, să vadă și rachetele și avioane. Gata, m-am prins. Ce e aici, bă? Alo? Mă, și spală, uite. Super să nu e bun ăsta să arăți tankul, mai n-are penetrare, am înțeles, jur. Minotaur! E, aici stăm altfel de vorbă, boys. Mă, boys. Electromagnetic blow. Super. Și bă, ce-i superb, e superb. Mi-a luat granul, mi-a luat ceva. Nu-mi place, nu-mi place. Rapid! What the fuck? Ia stau încă. Are oameni? A, nici oameni n-are în el, mă? A, bă, da, mă, stai oameni aici. Nu, vă spați el, încă. Bine că are motor. Nu, am motor. Bă, bune. Dombovei, te mănâncă în curci pe tine, Dombovei. 14 secunde, nu face nimic. Mie îmi place toată nebunia asta, mie nu-mi place. Voi sunteți tineri, mă. Voi sunteți tineri și nebuni. Mie nu-mi plac astea rapide așa. Trage trăgere în măta. Și știu să tragem mine. Minotaure, vino cu armă, că ți-o-și gură, toată nebună. Minotaure! Da, mașo! Oi, mamă.
E, altfel stăm de vorbă. Altfel stăm de vorbă, tati. Da, dă-te, mă, găcișorii tăi cu tot. Unde mergem, mă, și noi aici? Nu se ghidează, mă, doar. Deci, care aproape aici. Uite acum. I-am dat-o, striat! I-am dat-o! A, și-a aprins protecția, nenorocitul. Da, foarte drăguț. Acum nu mai ieșe să-i mingea, nu să-i pierdem fiecare meci. Bună seara, Alina! Să rămână Alina, bună Alina, ce faci Alina? Ce bere ai, Semi? Alina nebună, aleu, ce de protecție are, bă, și ce mai dau, superb! Yugin a făcut, a omorât 8 avioane, ce trebuie urmă? De toate, i-auzi, de toate. Toate zice ăsta Nico care. Au, eu m-am apucat recent, mă amuzi. E așa sunt eu amuzant, așa mi-a zice și Alina. Dacă ar fi după... Dai după racheta mine, dai după mumă, tata. Ce să faci? Îmi pare rău pentru tine, dar chiar nu ai ce să-mi faci. Ce sunt drept. Wow, ce spune mai mult, avioane sau tancuri? Bă, tancuri. E acum o săptămână. Nu-mi sfaturi bune să-ți dau, să-mi strâng, dar vărtăm de mai ales la zi. Ia, nu facem noi bani. De ce nu merge să trag cu racheta? Hai scârbă, du-te jos, du-te jos scârbă. N-a mers. Nu merge. Hai, hai, am fugit eu, de ce-i fugit mă vulcurile? De ce-i fugit mă vulcurile? Nu fugi mă vulcurile, lasă mă, nu mai fugi de ea. Nu te mai fugi de ea. Mamă, ce i-am dat și eu ăsta. Asta nu are, că nu poate eu. Și ăsta are protecția, dacă nu știu. Nu, dacă eu stau aici pe ei, ei nu ne fac până la ăștia. Trage cineva în mine, de ce a stat în mine? Bă, nasol, e bun. Hei, eu sunt slăbut la tancul, mamă, hidra asta, vreau și hidra asta. Bun. Asta era anti-aeriană? Asta e anti-aeriană, nu? Hidra, nu? Asta da, chiar e frumos. Bă, da, asta chiar arată bine, jur. Astea-s dronele din ziua de azi. The enemy is controlling most of the zones.
schimbați muniția din meniu, că alea sunt stoc și nu sunt bune. Aaaa, unde dracu să știu, mă, chiar de aici. Aaaa, ce e aici, frească, mă, Dumnezeu. 30G, iau-te, tu știu ce e aici. Nu să știu, mă, eu vă vreau să vă peri sau, peri mau. Asta, tată, de-astea. Asta, noi suntem pe de-astea. Dar nu mă lasă scârba. Mă lasă doar cu asta. Asta e AAL. Aaa, gata, aici. N-am putut să le descoper, vă spun sincer. Uăliu, ce e aici, da? Du-te, bă, care ești termal, da, mai greu. Și cum trag, mă, cu ele, că nu știu cum să trag. Aha, asta era doar pentru anti-aerian, gata. Superb, superb. Vrea cineva să mai joace? Ah, e mișto cu ei, place. Vă recomand să-l jucați. Două cutii. Consume again, 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 and again, and again, and again. Să moară Jacksona, că a mai făcut rost de niște de-astea. În sfârșit a dat Dumnezeu. Bă, la tablă stau prost. Foarte prost stau. Am dat muncă, tatico. Asta e interesant. Păi n-au oameni pentru că-s drone. Așa, astea vor fi. Asta e viitorul, da. Mi-a curs cafeluță pe mână. Am cicot de gunoi acum aici, am pus jos. Bun, haideți, dragilor, care mai dorește, care mai poftește, eu mă întorc la... Nu pot să joc așa. Mai trebuie să mai fac un kill. Nu mai joc, mă duc pe Hoia. Nu știu ce înseamnă, Paul, ai jucat și la avioane cu animale? Dă-le, dreacu, hai mă, terminați-vă prostile, avioane cu animale. Cum sună asta? Cum sună? Adică avioanele transportă animalele, nu? Nu, animalele conduc avioane. What? Hai! Cine mai dorește, cine mai poftește 4-0, cu cine este în echipă? Cu Nea Bufalo și cu Nea Bobei. E echipă. Mami! Mâine mă duc să-mi iau și un brăc. Hearts of Iron. Hearts of Iron 4. Mișto. Fightere? Jucă și cu fightere, după te-ai văzut că iau avion aici, Hearts of Iron. Hoi 4. Hoi 4! Ce caterică, bă, dar prost ești, bă, Paulic? Bă, prost ești, bă! Bă, pămpălă ești, bă! Da, bă, ai dreptate! Ne-a Robocopul și ne-a Foto-Foto. Și ne-a Chiorete. Deci ne-a Chiorete, ne-a Robocop, nu, Robocap. Bă, când am văzut eu prima dată Robocap pe video, m-am căcat pe mine, mă. Bă, băieți, Robocap prima variantă, nu căcatul ăla ce ești a doua oară, a treia oară. Bă, Robocap pe video, vai de cam, ne uitam la un film, la un vecin al negru, mă. Eu mă joc AOC2. Traduceți, translate, please. Translate, please. Ah, mi-a. Hoi 4. Păi nu mă duc și eu aici. Că ți ești gura ta, băi, alo, vine campion, dați-vă că vine campion. Dați-vă că aici e lume treabă de campion, boss. Ia aveți boss. Și am fugit și pe partea asta ca să nu vină să mă ia și eu să iau de aici. Le dau la muci. La mucinică vă dau să nebunesc. Ia-o-s-a. Vino tot, vino tot eco! Hai tot eco, le vino aici! Aici stau firar, măi, puța ta, da, lăsa! Age of Histories, mi se plimbă gliba în gură! Nu-i mai bine, World... War Thunder? Nu-i mai bine, War Thunder! War Thunder! What the... Ei nu pronunță râul. We no longer have the advantage. What the... Să mori Jacksona. Să mori Jacksona, floricică. Mă duc că m-am plixit.
Jur că mă plictisi. De-a mine, bă, nu-mi dă-i dracu. O să-mi iau aia trotineta, știi? Vai de capul meu! Vai de capul meu ce poate să facă nenorocit asta! De breda! Uitați-vă și voi aici! Vai de capul meu! Arr, e distruidă! Uitați-vă și... Da, mami? Vreau să spun că te iubesc! Vreau să spun că te iubesc, de-aia țipam așa. Oh, oh, au, oh, au! Oh. Dă-i mama, nu da mama, sau unde dă mama crește? Ia, ia, stai că vine. Vine nu, bă, aici. Ia, m-a văzut? Targhi, distrui, uite și pe ăla. Vai de capul meu! Vai de capul meu ce faci cu asta, bă băiete! Bă băieți! Bă băieți, terminați-vă mă cu prostiile, luați-vă! A, ăsta era! Ăsta era lor! Mă bate! Ai să nu mă bate, n-am mai văzut! Doamne, ce am putut să fac cu ăsta aici? Exact când să mă duc și eu aici, mă. Nu facem nimic, bă, dar ce le-am făcut, mă? Salut, Paul, am revenit, ce mai zici? Uite, mă bucur de Breda. Ce e asta, că e prea OP? E Breda, frate, jucați cu ea, credeți-mă. One shot la OCNNA, Paul, eu vă las că îmi cad ochii în vârf. Bă, frate, e 5 jumate, mă. Păi e termopan, ține doar 3 zile, deci, fraților. Vezi că Breda asta câți bani am făcut. Dar cum e că eu desenez câteodată furici portrete, ha, da? Furious. Desenează-mă și pe mine, fă-mi un decal. Păi, deci Breda, mă? Te-am jucat eu cu Breda asta. Bobei, deci moare Bobei după ei are 81, ce jur. Breda este tank destroyer. Și pe timpul ăla la mereu ăsta de 4-0 nu aveau blindări. Pardon, erau căcat. La Italia. La Fiatone. Timorc. Bine, băieți. Bine, nenorociților. Ce să zici? Ia uite, ia uite. Hai, ce-i nenorocitul. Ce să-i fac, mă? Ce să fac? Unde să mă duc, mă? Aleluia! Aleluia! Te-a dus drecu! Poate că are prost după mine, il doi, oh, oh. E, și acum să ia tata să-și facă tata task-ul. Acum vine treaba, ia să vă vedem. O fi 10.30, dacă când te pune tata tău să faci 30 de minute mișcare fără oprire, să te cași pe tine și să simți că în armată îți vine somnul de vreme. Păi bă, 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 nu mai, să nu mai faci, mă. Eu vă învăț la spune, nu mai faceți, bă, și faceți mișcare cu ortan, dar mă, nu cu... Eu am dormit, ce-i drept? Și astăzi am mai stat și acasă, adică... O oboseală psihică nu am. Uite-l pe bam, bam! Paul, jocul ăsta trebuie să se numească Fury Time. De ce, bă? Ia-l pe ăsta, Gogoț. Mamă, cum s-a mișcat ăsta.
băiule, vină cu acela. Hai mă, vină cu pace acum. Când mă gândesc că stau în vacanță o lună, bă, și au ori tantă fiuri personaje animate. Am înțeles, Buffalo, așa, pa. Nu le-am eu cu de-astea, voiții mei. Nu le-am. Nu te spune așa, există de cald cu fața aia de Fury. Păi trebuie să mai omor un avion, mă, nu mă pot concentra, mă, pentru că voi sunteți la mine. Bine că nu se mai întrerupe live. Ați observat că am rezolvat-o? A făcut 4 kg, mă, un cavaj bravo ăsta. Bine, mă, băiesc. Hai, mă, Bobei. Bobeiu, hai, tată. Hai, tată, că stă și stă norocul. Îmi stă norocul, boss. Nenea Paul, dacă se mai fac, cred că mă bate tata cu șlapul, așa că mersi, boss. Assist, nice. Ce face treabă? Uite, a venit Buffalo cu suedeza. Bă, dar ce le-am făcut cu Breda? Ce i-am surprins? Ce i-am surprins cu Breda? Teamwork. Bine, mă, tată, mă, bă, e nebunie cu astea suedezele astea. Am mitraliere puternice, zicea Speedy. Câți oameni suntem? 13? Doamne ajută, nu erau Buffalo, eu Turcie, Bulan. Eu sunt a 8-a și aveam o săptămână de vacanță, 3 săptămâni aveam și încă o săptămână de vacanță. Mamă, ce noroc. Nici măcar un dislike, rar vezi așa ceva. Cocule, știi cum e? Au dat dislike sau dau dislike. Când ai dislike sau like, tot aia e. Grea e viața cu bombardiere, da? Ok, like sau dislike. Target destroyed. Despre ce vorbim, boss? Uite-mă, mi l-a luat Buffalo. Le-o fac și un kill, mă, cu tine. Mai fac, mă, și un kill. Aici stau, mă. Bă, lăsați-mă și mie un avion, vă rog eu frumos. Mamă, mamă, unde-i, mă, gărgălerul, mă? Așa ceva nu se face. A, e, nu faci bani. Oh, dislike-ul, sunt câțiva care dau dislike, da? Dar nu mă deranjează, chiar nu mă deranjează. Domn Bobi, eu aș veni, mă, tată, mă, da. Hai, mă, să mă o să-l ajut dacă dă Bobi. Dacă domn Bobi cere ajutor, păi nu mă duc eu, mă. Pot să las eu brigadierul, mă. Unde e Bobi? Oh,
Papa, două dislike. Eu, ce-ai văzut? Uitați-vă, băieți, de dislike. Și care-i vizualizare? Nu e nicio problemă, absolut nicio problemă. Uite, îmi dau și eu dislike. Care-i problemă? Uite, eu am pus al doilea dislike. Zona captură. Să moară Jacksona, de noi venit un coace, fir armata recu. Voi nu mai poți să ieși de aici, aici e partea proastă. Aduceți-mă în coace. Bobeiule. A, nu bobeiule ăsta, Buffalo. Vino cu ei. Aduceți-vă băieți în coace, hai. Problema nu e, eu făceam caterinc. Nu are toate nimic, stai liniștit. Frate, mă încarc, fătui mama măsii, mă, băi. Băi, ești nebun. Când, uite-te. Erească Dumnezeu când să-l omor, s-am făcut best squad, mă, când să-l omor și eu pe ăla, mă. De ce să mă deranjează? Iar eu am pus ultimul like. Ia, am înțeles. Mulțumesc mult de atât. Cata, mă, bănuț. Ia uite bănuț că să fac mâncați aici cu rata. Sepsatat. Hai că mai loc, bineînțeles că mai loc și pentru tine! Hai da, Linuțo! Scoate-ți fula, Linuțo! Îmi cer scuze că l-am luat pe ăla, era din vina lui Gărcă. Dracu, ce ești tu, mă? Da. Cât timp nu te deranjează, dar n-ai cum să ai numai like-uri. N-ai cum, nu există. Nu există așa ceva. Dacă face cineva live-uri sau content pe YouTube și nu are dislike-uri, înseamnă că nu-i perfect. Nu mai vine lui, exact, sunt convins. Gata? Hai. Poate reușesc să fac și un kill? Sau să așa... l-am fi făcut, mă. L-am făcut, mă, pe ăla. L-am făcut, mă. Kent, hai înapoi, 2-0. Eu te așteptam să fac un kill drept. Cred că l-am făcut data trecută. Da, m-am făcut cu asta. Nu mai contează. Noi să fim sănătoși. După ăsta, băieți, mă retrag și eu în liniște. Este... Ia, Breda scrie pe tine, tată. Breduța scrie pe noi, ia să vezi viteza acum. Hai să depășim, încerc scuze, depășesc pe partea dreaptă, dar asta e viața. Ia uite brigada. Ia uite brigada aici. Stai și tu prostul, fii atent dacă mai trage, set dead. Nu e prost, hai pe el, băgam ea și... Zgâtul mătii cu ea cu tot de prost. Zgâtul mătii. Eu tâmpitul, dracu. Dați-ne el fira mama lui, dracu, de prost. Dar mă, ta, dracu, tragi tu noi, bă, băi. Ne-a foto, fă foto. Mă, ta, dracu, de prost, dracu.
În cine gâtul mătii tragi tu, mă? Băi, tu ai tras într-un brigadier, înseamnă că ai tras în noi, mă, brigadier. Mă, ta, dracu. În gâtul mătii. De prost. Hai, nenea Paul, hai că acum chiar vă las, vă pup, noapte bună. Lordule, să fii sănătos, noapte bună și ție, mulțumesc că ai trecut pe aici. Hai, băieții mei. Și ala mea are karma. Dă-te în gâtul mătii, dă-ți dreanță nenorocit. Tragi tu, dar trage-mă în pământ dacă vrei să tragi, trage-l după măta mare aia, creață. La cur. Știi, asta mă deranjează, frate, dă-te în Dumnezei tăi cu tot. Dacă tragi, trage-mă într-un perete, stai, bă, o săptămână într-un joc, trage-mă într-un perete, lasă-mă, bă, să joc. S-a potolit, l-ați văzut? Biserica mătii, cum zice la Fodor. Tu-s biserica mătii, așa și cu asta. Dă-i mă încăcat de nubi de frustrație. Ăla a zis el în drâng. Dă-i zis, mă, nărăcit ăsta. Zice, tu ești boschetar adevărat cu ăsta? Păi dai seama, tu ești boschetăreală, tată. Eu sunt tata la boschetăreală. Ia, fii atent aici, că vine boschetarul șef acum și dă-ne ei cam BMW-ul, fii atent aici. Trebuia să-i băgați vată, n-ați furtul în gură să furt. Scârbe, bă, bă, scârbe! Am dat cu cuțitul în el, cum dau oltenii. Era mama lui Adrecu. Eu vă urez o seară frumoasă alături de cirea, eu mă duc să ascult niște muzică. Că ești, burița ei. Te pop, să rămână! Ce muzică asculti, Alina, apropo? I-am făcut buzunar la gât. Mamă, ce expresii de cuțitare aveți, băi, de șmecheri! Alina, ce muzică asculti? Știi cum se spune la un om boscheț? Boschetar. Ia să vezi ce eu dau eu ăla, dacă nu mi-a dat altul bine. Ia vină, mă, firar tactul al dracu, ia. Ia luat seama, morții. Nu mai zic nimic, lasă-mă în pace. Target și destroyed-a cu Breda, mă, rupe Breda, mă, ce zice KV2? Terminați-vă, mă, cu KV2, luați-mă Breda, mă, țineți-vă, nu mai dați banii pe prostii. Luați-mă Breda, mă, nu mai vă chinuiești cu căcatul de KV2, mamă, marele tank KV2, un căcat. Uitați-mi, bă, să-i văd și eu. Fuck this though. N-are el putere să mă bată pe mine. N-are cum. LOL! Iată, mă, i-am făcut. Câte puncte? 738 de puncte. Ure, 700 de puncte într-un meci, vezi că alții... Ah, iar am luat ăsta. Știi cum se spune la un domn duș? Dușman, exact. Sepsatat. Ia uite ce face Sepsatat, bravo, bucule, dă-mi mă și mie. Avion cu motor. Ia mă și pe mine zbor.
Ia-mă și pe mine zbor. A venit altul, bă! A venit altul, bă! A venit măsa, mă! Cave 2 e frigider, pentru că labul vă salută în Orspor, la Lab și la War Thunder, pe PS5, Craft TV vechi, sadomasochism, exact. Nu, tată, eu joc efectiv de plăcere, mă doare în cur dacă îl iau sau nu îl iau. Trebuie să te joci, să te simți bine. Mă doare în cur! Buffalo, iar mi-ai kill-urile. Și te spar să nebunesc. Eu ascult muzică după stare de spirit. Foarte frumos, bravo. Bravo, bravo. Astăzi, ce ai tu chef să asculti? E Marius la tine astăzi? Ia spune-mi, te rog, Alina, Marius este la tine astăzi? Sau sunteți o soție? Parcă era o soție, nu? Sau ai plecat de acasă? Ca să-mi dau seama ce fel de muzică asculti. Eu vă las, mă pun la somn noapte bună. Bă, fraților, e vineri seară, sunt nebun la cap la 11 noapte. Păi înseamnă că eu sunt bun la frate, eu mă cun la 3-4 dimineața acum. Sâmbătă și duminica, de-aia sunt eu cheamă duminică seara. Da? Vreau și un avion. Să vină un avion la mine. Moară, mată. Bun, STZ-ul. Premiul meu War Thunder fără durere nesfârșită de grinding. Bun tank, STZ-ul, credeți-mă. Gata, uite, mi-au obosit ochii. A, nu, bă, cu legume am, doamne, iartă-mă cu furată, da? Eu mi-am făcut task-ul ăla, mi-am făcut daily task-urile astăzi. Pe unde trage, mă? Ia uite-l, bă, unde. Dragilor, cam asta ne-a fost astăzi, vă pupă tata. Nu înțeleg, dar da, nici eu nu știu cum ai primit gratis. Vă pupă tata, ne vedem și mâine, duminică nu cred că mai fac eu live-uri duminică, că duminică sunt prost dispus, dar vedem, depinde. Ideea este că voi face live-uri, nu o să promit că mai fac în fiecare duminică, ideea este că voi face live-uri când am chef și când mă simt bine. Dacă n-am chef și trebuie să fac doar de dragul de a face, mai bine nu mai fac. Vă pupă, Paulică, noapte bună, să fiți sănătoși, vă iubesc, nu uitați, bucurați-vă de War Thunder, pa, pa!